Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit, dragilor! Vă salutăm, dragilor, la un nou episod pe lângă subiect. Suntem aici ca întotdeauna cu domnul Paulică, cu domnul Nădășan, cu domnul ăla cu șapcă, băiatul cu șapcă, depinde cum doriți să-mi spuneți. Puteți să spuneți oricum, îmi place. În această ediție de episod, nu-i așa, suntem cu toții prezenți aici în afară de... Miclăuș, care este iberic în această, v-am zis săptămână, în această lună, e plecat în Iberia, în Spania, pe undeva, stă frumos pe o plajă, acum probabil că bea o sangria ceva. Acum e la 6-lea Cuba Libre la ora asta. Da. Exact, se simte bine. Are el și Moise cu exodul de 40 de zile, așa, da? Exact, mâncă niște calamari în timpul exodului, frumos. Astăzi o să facem un episod ceva mai... relaxat un pic. Yeah. Ultimele trei au fost destul de... Bine, noi am tot încercăm să ne... Noi tot încercăm noi să facem episoade să... relaxate, da. Da, am încercat să ne relaxăm un pic, dar bro has no chill, gen efectiv. Gen... Ultimul chiar trebuia să fie foarte relaxant, dar pentru noi a fost într-o oarecare măsură relaxant, dar asta vă promitem, chiar o să fie mult mai relaxant. Și dacă vă indispune faptul că e prea relaxant, avem un episod pe Patreon... filmat, chiar acum am terminat să-l filmăm, extraordinar, discutăm despre elita intelectuală din Interbelic, discutăm despre Eliade, discutăm despre Cioran, vorbim despre fratele lui Cioran, discutăm de Mircea Vulcănescu, toată lumea, arătăm felul în care, na, au fost fasciști, legionarea asta cred că știe toată lumea. Da, discutăm și teoretic un pic despre geneza fascismului, despre interpretări psihanalitice la fascism. Exact, despre... așa cum v-am obișnuit de altfel. Da. Că și episodul ăsta o să fie un episod relaxant, dar... cum îmi place mie zic, cu averse hegeliene, psianalitice. Deci niciodată nu poți să știi, ca la meteo, știi? Niciodată nu poți să știi exact ce o să primești în cadouțul nostru. Ne trebuie și nouă un busul, așa. Exact. Aici, două 60, bucăți Hegel, da? 60% precipitații dialectice. Exact, precipitații dialectice, exact. Da. No. Deci astăzi o să facem un mic would you rather. Am testat conceptul ăsta la noi în grup și a mers foarte bine. Deci noi avem un domn extraordinar pe numele lui Sergiu Popa. Este chiar și moderator. Yeah. Te pupăm dacă te uiți pe premieră acum. E moderatorul nostru, primul nostru moderator. Și el reușește să facă niște would you rather-uri, cum să zic, cel puțin unice, creative. Deci se vede latura lui poetică aici. Și am vrea să vedem cum vi se par și vouă, ce ați alege și voi. Dar... yeah. Na, cred că putem să începem, nu-i așa? Bă, până să începem, aici este o miză majoră. De asta depinde cumva publicul nostru oltenesc, de această chestie. Oltenesc, aha. Da, de sudiști. Eu am adus astăzi o brișcă. Ok. Asta e altă brișcă față... Nu avem o brișcă de-a ta pe aici? Bă, da, brișca mea, ai primit-o la 18 ani, e majoră. Asta e brișca cumva... E majoră? Asta e brișca majoră și brișca... Asta e varianta evoluată, e varianta de adulți. Ai brișca de 25 de ani. Da, da, se poate spune. Și acum, este extrem de important să știți asta. Nu o să fac această chestie în niciun fel. Paul, nu o să fac podcastul nostru. Trebuie să vă explicăm conceptul? Bă, cred că toată lumea știe Uju Redder, deci... Dar aia e faza cea mai superbă, e că noi am făcut chestia asta și noi n-am înțeles exact. Ok. Mai știi că și noi am avut hard time să explicăm ce înseamnă Uju Redder? Da, între noi. Între noi. Am discutat, cred că o oră jumate pe chestia asta. O oră jumate la modul de n-am jucat. Doar am încercat să înțelegem care e faza cu Uju Redder, cum îl faci. De-aia cumva și apelăm la maestru Sergiu Popa, pentru că el pare că e un nativ genial la a face Uju Redder. Cred că la Uju Redder ori faci una, ori faci alta. Cred că aia chiar, e logică. Da, dar chiar trebuie să fii talentat să faci chestia asta. Sau, și mai ales regulile sunt că n-ai voie cu hack-uri. Gen, aleg aia, da, fac nu știu ce. Da. Nu, în o faci, gen, n-ai, care, e inevitabil. Da. Da, e un discurs al maestrului pur. Nu ai ce să refuzi aici, trebuie să alegi. Ne zice Mao. Da. Deci Mao ne zice, noi n-avem ce să zicem. Ok, acolo. Exact. Okay. Bun. Mă risează că iarăși teoretizăm așa la o exact. Ne cilăm. Bun, hai să vedem. Primul. Would you rather să dormi pe pat de castraveți, în paranteză, orice tip de castraveți, proaspeți sau murați, sau să mănânci orice mâncare cu polonicu. Bro. Ba, that's interesting. Bă, ce? Bă, patul de castraveți, orice pat ar fi un pat de castraveți murat sau... Da. Eu cred că, dacă cred că în situația asta eu aș prefera mai mult castraveți murați, cred că îți mai moi un pic. Mă, dar castraveți uzi. Da, bă, da, bă, vrei să fie striat. Vrei să duhnești oțet toată viața ta? Că da, ți intră în piele, man, dacă nu... Știi ce vreau să zic castraveții clasici? Gen, mai ales că au striațiile alea peste. Dar nu mă că-ți Fabio. Să-ți aveți Fabio. Da, ia.
Că sunt ca... Măi, nădășene. Da. Sunt castraveții cornișoni. Aia la care zici tu că sunt țepați. De murături. De aia de murături. Păi bine, dar tu aici tu faci o specificație că sunt castraveții pe care le alegi tu. Că zici, uite, orice tip de castraveți, așa zice Sergiu. Da, dar spune deci tu... proaspeți și murați. Ah, ok, bine. Deci tu prin ăștia proaspeți te gândești la aia micuț, așa, cornișoni. Nu, la aia mari. La aia Fabio. Aia cornișoanii care sunt seapă. Folie. În folie. Da. De altfel foarte falici. Am o mică, cum să zic, scăpare aici pentru că aia folosesc eu la salată, aia mici. Că aia, Fabio, lungi, mi se par foarte nașpa. Da, nici mie nu-mi plac. Foarte... Nici mie nu-mi plac, dar aș dormi pe ei decât să... Bine, decât și e scoate din folie sau... Băi, episodul ăsta o să fie clar, rău de tot. Exact, e scos din folie sau... E scos din folie sau... Bă, în imaginația mea... Castraveți și Fabio sunt tăiați mărunt și formează astfel o mare de castravete Fabio tăiat. Băi, se vede că e Craiova, frate, da. Deja îi taie el. Da. Deja el, păi, castravetele-i tăiat. Păi, dar el deja și-a pregătit briceagul, frate. Bine. Ar fi mai incomod să dorm pe ei întregi, aia e singura chestie. Hai să mergem și la următoarea, gen, mănânci orice mâncare cu polonicu. Nu, hai să gândim la niște micuț. Bă, Paul, tu cum ai mâncat pizza cu polonicu? De-aia am vorbit din start despre castraveți. Pentru tine, a doua opțiune e complet inexistentă. Deci nu vrei să o auzi. Gândiți-vă, eu nu suport deloc supele și ciorbele. Gen, literalmente îmi rămâne orice altfel de mâncare pe care trebuie să-l mănânc cu singurul instrument cu care mănânci ciorbă și supă. Da. Gen, n-are niciun sens. Mă gândesc ce ar fi dificil să mănânci. Cartofi prăjiți să merg. Merge, și parcă mai bine mănânci. M-ați convins, ați avut o legere din start, mi se pare, înspre castraveți. Da. Nu neapărat. Pentru că eu apreciez mult prea mult somnul. Am o istorie de insomnii care nu-mi permite să-mi deranjez somnul cu niște castraveți. Eu cred că te înveți. Cofiei, cornișon, abia mă învăț să dorm în pat. Gen, asta nu înseamnă că sunt pușcăriaș sau ceva, că dorm pe jos sau ceva, dar cred că ar fi foarte greu să... Aici m-am uitat mult prea mult la Montana pe vlog, nu-i bine. Not good. Da. Mie mi-e foarte greu să-mi vină minte o mâncare care ar fi realmente incompatibilă de a fi mâncată cu polonicul. Bă, micii. Dar cum crezi? Shaorma, man. A, da, de fapt. Cum mănânci shaorma pe care trebuie să undești într-un bine, polonic? Bine, dar zi-ai seama că, adică în universul ăsta, ajunge să ai mini shaorma, să-i face mini shaorme. Care încapă în polonic. Așa cum ar veni ca croasantele alea de la Seven Days micuți, așa, știi? Da, exact. Și ormici de alea micuțe. Eu cred că mai mult într-adevăr aș tinde despre patul de casă, să vezi că eu dorm ca tu, oricum, deci nu prea contează. Și eu dorm foarte bine, gen... Cred că mi-ar afecta foarte mult, mai ales că mâncarea e o chestie care, când e afectată, e afectată bine când mănânci, știi? Dacă nu-ți convine o chestie, dacă mai ales depinde și polonicul, plus că trebuie să... Știi, trebuie să torni așa chestiile în tine, nu știu, mai spui micul, plus, poți să-l tai, poți să nu-l tai, sau trebuie să-l tai în polonic. Păi cred că nu, îl mănânci cu polonicul, la modul de, na, când bagi la gură, știi? Da? Cred că poți să folosești. Mă gândesc că stai în farfurie să pregătești mâncarea și o pui în polonic. O sau iei polonic. Polonicul din farfurie. Da. Ideea e că, și în experiența mea personală, cumva dorm de 6 ani pe o saltea, care gen, nici nu știu cum se explic, literalmente o făcut groapă. Gen, eu dacă mă întorc așa un pic pe parte, gen, cad așa ca în sarcofag, mânca bagi gura voastră, nu pot să respir acolo, gen, bă... Dacă eu aș dormi pe un pat de castraveți, doar arunc pe gaură aia și aș dormi normal. Gen, pentru mine ar fi o blessing. Bine, cred că rămâne la patul de castraveți. Bă, sincer, eu așa aș vota. Se pare octav, aș propune să votăm la fiecare, da? Dar și nu practic... cred că să ajungem la o decizie majoritară aici. Aici nu-i cu veto-uri, exact. Aici pur și simplu personal. Ai luat pe Mao mult prea, mult prea literalmente. Am adus bine cartea asta. Exact. Așa, bă, aici se simte cumva absența lui Miclăuș, pentru că, nu știu dacă ați observat, ultima oară când am jucat, Miclăuș avea o perspectivă escapistă antreprenorială. Deci eu deja, Miclăuș nu e aici, dar Miclăuș știu ce ar fi zis. Dar știi exact ce vrei zici. Deci omul meu ar fi zis din start, bă, da, frate, patul de castraveți. Că gen, îs infiniți, gen pot să fac bani din ei. Gen pot să-i vând în piață. Pot să-i vând, gen dorm pe ei. Lișați acum pe Miclăuș, îl faceți ultimul capitalist așa în absenție. Bă, să scrie, bă, să scrie în comentarii asta ar fi zis. Da, chiar așa ar fi zis. Deci, te rog să scrii Miclăuș în comentarii, îți dăm highlight la comment ca să știe oamenii. Dacă ai timp, că nu știu cum e netul pe plajă. Bine, și cu sangria aia, dacă mai nimerește tastele acum. Deci tu rămâi la polonic sau la castraveți? O să avem un episod de 3 ore, vă zic eu. Pat de castraveți, cred. Exact. Sincer, nu știu, e greu. Gen. Pat, da. Îmi place, sunt mult prea gurmand. Bine, gândește că mergi la KFC.
Mergi la mănânci un pat? Polonicu, no, frate. Nu, bă, nicio așa, treabă. Mersi, mersi că mi-ai dat un exemplu că aripioarele nu poți să mănânci cu polonicu. Bă, aripioarele chiar trebuie să le ai o relație manuală cu ele, să încerca să le guși cum trebuie. Da, ok, m-ai convins direct. Păi am spus că m-ai convins și foarte mult cu casavetele Fabio. Da, aia e ok. Dacă erau casavecior de aia miști triați, ar fi fost o problemă. Nu, da, da, fiți atenți, dacă era obligatoriu castraveți murați, eu alegeam polonicu. Gen, ăla a, deci mi se pare bă, să nou, nou, cred că și eu. Bă, castraveți bă, puțai oțet toată viața ta. Da, te trezeai cu pătrunjel aici după urechi. Cu tregăiau pe acolo sau ceva la un moment dat. Nu știu, depinde cât de mult se schimba patul de castraveți. Și dormi în umezeală, men. Aia e cea mai insane chestie. Și de asta vezi, domnul Sergiu Popa, care e un geniu, ne-a lăsat să alegem. Bă, el știe ponderea întrebării. El s-a gândit deja la chestiile astea. Haide. Ujurador îți statuezi sub formă de mustață Kiss for Bliss, hashtag, exact. Aici acum ar veni, sau te faci excavatorist până la pensie. Bă, tough choice. Aici e superb, aici vreau să spun, e că domnul Sergiu Popa cumva mi se pare că exprimă, știe să exprime foarte bine cumva anumite reticențe, anumite zone cringe ale Gen Z-ului, știi? Aha. Pentru că aici ne dăm noi pe afară natura de Zillennials, pentru că pentru noi să statuiești... Mă rog, statuiezi... dacă vrei să mă înjuri, da, da, ok, continuu. N-ai, mă lasă, că tu ești early Zillennial, ok? Okay. Late Zillennial, vrei să spui. Nu, early, we are late Zillennials. Ok, bine, bine, așa, hai, zi. Aici, pentru noi, ca niște Zillennials, e doar problema că ne tatuăm sub mustață, știi? Sau ne tatuăm în formă de mustață. Da. Ideea de Kiss for Bliss, aia e o chestie de Gen Z, oameni care stau pe TikTok, știi, gen care, nu știu, au tipul ăsta de reticențe. Bă, nu, mi-aș pune orice, dar nu Kiss for Bliss, știi, și sau... Ce Kiss for Bliss? Păi, nu știu, aia zic, gen... Mi se părea că aici, să ne nu, aici încercăm să ne dăm seama toți. Okay. Bă, aș căuta, dar nu mai am chef acum. Aia, cred că e o chestie cringe. Bă... Ca, uite, mai știi momentul în care am vorbit ultima oară și gen Sergiu Popa în geniul lui... că nu pot să spun de atât de multe ori, nu pot să spun cu suficient cât de geniu e la chestiile astea, zicea că, de exemplu, era o pedeapsă să pui pe TikTok un videoclip cu tine dansând pe Danza cu Duro. Știi, la modul de, bă, aleg aia instant, gen, pentru mine nu e nicio problemă. Dar nimic, gen. Aici e interesant totuși că poate generația Z, care au crescut mai mult cu online-ul, nu știu, au alte simboluri. Au alt barometru cumva al cringe-ului. Oricum, în cazul de față, eu cred că empatizez mai mult cu genul de cringe, aș prefera să mă fac excavatorist până la pensie. Bă, și până la urmă... Plus că fața e destul de importantă, toate cum se zice, Kiss for Bliss. Nu, zi-ți mă că plus că e și între buză, e loc de mustață, vorbește așa Hegel și Lacan și ai Kiss for Bliss. Kiss for Bliss, Kiss for Bliss. Da, da, adică da. Nu cred că e foarte pont din punctul ăsta de vedere. Plus că jobul de excavatorist, dacă îmi permiți, un job destul de exact, real și exact, chiar respectabil. Plus da, că pot excavez, mai citesc ceva între timp, mai stai cu... Bă, hai să nu fim niște țărăniști, niște comuniști așa utopiști. Că, bă, viața de excavatorist e destul ușor de grea. Nu cred că, nu cred că, că mulți oameni s-ar putea... Plus că cred că mizere destul de mari. Cine știe ce excavezi pe acolo? Da. Cine știe ce mai strici? Cine știe, dai de ceva astea, situri de astea arheologice, dar mergi în centrul Clujului, mai exact, găsești. Așa. Aici mi se pare că e un easy choice, în măsura în care avantajul major e că nu e o muncă care te distruge fizic. Știi, gen, îți distruge sănătatea. Adică nu e o muncă care să te solicite la fel de muncă. Te distruge, Paul, e faptul că stai jos așa de mult. Dacă de aia, de exemplu, speranța de viață, la tiriști e foarte mult afectată de faptul că stau jos 10 ore pe zi. E mediu sedentar, mediu sedentar. Și mai ales, na, praf, chestii, te expui la soare, la tot soiul de, știi, de trebuie să fii, dacă nu te dai cu SPF acolo, gata, bă, ești. Aleg moartea reală decât moartea simbolică în cazul de față, deci tot preferă excavatorist. Plus că hai să dăm un argument cu toate că am zis că ne cilăm un pic, dar, bă, până la urmă, într-o epocă post-capitalistă, în care impredictibilitatea jobului creează efectiv burnout și creează depresie și angoasă în rândul oamenilor, gândul de a mă face excavatorist până la pensie e extraordinar. Da, bă, da. Adică it's dacă doar mă făcea, te faci excavatorist și nu știi dacă aia te dau afară și nu știi dacă ești productiv. Nu, da, excavatorist până la pensie. M-am titularizat ca excavatorist, fratele meu. Gen, pot să plagiez în timp ce sunt excavatorist și nu o să mă dea nimeni afară din funcție. Poate acum să trebuia să avem discuția la unde să merg la facultate, mai dăm idee la Justin acum. Exact. De ce nu am făcut excavatorist până la pensie? Dar da, nu a avut bine cuvântarea lui Sergiu Popa. Da, exact, așa. Hai să continuăm. Deci excavatorist maxim. Maxim. Da. Mie îmi plac foarte mult tatuajele, dar gen, eu am gândit-o din start ca... Adică așa am gândit-o și pe prima, gen... Efectiv n-aș putea să fac varianta asta, așa că sunt obligat să merg cu următoarea. Nu, gen... eu aș alege-o, like, Kiss for Bliss, aș alege-o pe a doua. Dacă vrei să facem o sinteză acum. Mamă, ce sinteză a făcut. Gen,
Eu chiar blissfully aș alege excavatorist până la pensie. Deci la mine nu e o chestie negativă, la mine e o chestie pozitivă, gen vreau să fac chestia asta. Da. Așa, hai, următorul. Would you rather poți folosi doar suc de roșii pe post de parfum sau faci bătături la lobul urechii? Bro, în primul so rând, nu avem prezentare vizuală de ce înseamnă bătături la lobul urechii, dar putem deja infera că poate interacționează puțin cu auzul nostru. Bă, și poate cu prezența simți... noastră estetică. Eu cred că, nu știu, mă gândesc că ți-ai simți urechile, adică lobul urechii, ca și cum avea un fel de prezență acolo permanentă care strivește lobul urechii, ca și cum, nu știu, un neg sau ceva de genul ăsta, mult mai rău. Da, dar alunițele și chestii de genul ăsta de obicei nu le simți fizic, de nu ești conștient. Bă, da, dar bătăturile, când le ai, bine, la bătăturile, aici intrăm în discuții ipotetice, sunt de importante, chiar metafizice, o spune. Știi că bătăturile în sine sunt legate cumva și de faptul că sunt bătături la picioare, că calci pe ele permanent. Acum, în universul ăsta ar fi interesant să vedem dacă călcăm cu urechea. Dacă mergem așa. Știi? De-aia că bătăturile... De-aia zic, înseamnă că trebuie să fie un disconfort de la sesizabil la nivelul urechii în mod permanent. Știi, în sensul care se zice așa, efectiv, bătută urechea. Da, acum... Plus că eu urăsc prima variantă. Da, prima variantă prima e... Groază, e de ce gen... aici. Nu știu exact în ce mediu cultural ai putea să faci lucrul ăsta și să nu fii descoperit. Bă. Adică poate dacă ești, nu știu, dacă ai așa un fel de existență de tip cottagecore, un fel de burghezie... Exact, exact, un fel de burghezie de-aia ajunsă la culmile se burgheziei. Se vede că ești bătrân. Scuze. O burghezie de-aia ajunsă la limitele burgheziei urbane de... Vrei să scapi de cât de burghezi ești și îți dorești să te muți la țară și să ai tu așa un mic cottage, că de-aia acolo vine cottage core. Ai un mic cottage în care stai și ai propria ta, cum să zic, ai propria ta dar grădinuță. Și ca estetică și... în fashion, gen hainele sunt de obicei albe, sunt dantelate, gen au modele florale foarte light, așa foarte soft. Rustice într-o oarecare da, măsură, da. Da? Și știm cu toți obsesia burghezilor cu muncile fizice ale... țăranilor, știi, deci... Unde vrei să ajungi, Octav? Aia vreau să spun că probabil că pentru niște oameni burghezi, post-burghezi, cottage core, să te dai cu parfum de suc de roșii sună ceva pentru ei rustic. Având în vedere că ei deja stau la o casă, dacă te dai nu te descoperă nimeni că te-ai dat cu parfum. Tu miroși a roșii pentru că, nu-i așa, ești un moșier care a venit și a lucrat cel roșioarele, știi? We let you cook, dar n-ai gătit. Ai ars mâncarea. Mi se pare că tu zici că e incompatibil cu faptul de a face parte din societate, într-un sens. Deci merge exact. Numai pentru cottage gore fantasy. Exact, chestia asta aia, de dat. Aia vreau să zic. Deci, aia zic că nu știu în ce mediu cultural ai putea să alegi unul. Bă, și cred că mine... în mediu cultural de cottage gore ai putea să alegi chestia asta de să miroși a roșii, știi? Da, bă, pentru mine motivația e mult mai simplă. Detest sucul de roșii. Gen, îl detest să-l beau, îl detest să-l simt, îl detest să... Deci îmi place numai dacă e pus în ciorbă sau ceva genul ăsta ca să nu-l simt. Da, sau un paste, dacă nu e suc de roșii, acolo e sos de roșii, care e o diferență destul de da, majoră, da, spune de acord, eu. De acord. Dar ăsta, de exemplu, mai știu că pe la țară mai ies mari tribuni care beau pălincă cu suc de roșii. Mm-hmm. Deci da, ai da, ușor da. De pălincă și ușor de suc de roșii. Sau vodcă cu suc bă, de roșii. E groaznic, deci sucul de roșii, știu, foarte bun. Sau, de exemplu, mai supa de roșii. Aia urăsc și efectiv detestabilă. Deci nu înțeleg, mi se pare că aș interzice-o prin lege, sincer. Deci prima opțiune nici măcar nu există pentru mine. Aș prefera bătături la lob urechii all day. Aici every day. Trebuie să fac un mic shout-out pentru oamenii din Arad care se uită la noi. Nu o să vă dau expose, dar oamenii din Arad. Eu am mâncat în Arad singura supă de roșii cea mai bună din viața mea. Deci până am ajuns în Arad, ție n-am mâncat o asemenea supă de roșii în viața mea. Nu-mi place supă, nu-ți place, exact. Știi care dar îmi plac foarte știi, mult roșiile. Experiența mea arădeană mi-a demonstrat că nu există că nu-ți place supa de roșii, ci că încă n-ai mâncat una bună. Bă, depinde. O să vă duc în Arad. Bă, o să vă duc în Arad și o să vă dea, cine știu eu, că o să vă dea o supă de roșii de aia făcută ca la carte. Extraordinară, bă, ce mai important mi se pare să nu fie foarte acidă. Bă, deci mi se pare exact. Că la supa de roșii e un risc foarte mare să fie incredibil de acidă. Și efectiv, atunci beau suc mai bine decât să beau supă de roșii toate. Dul pe ăsta la Paris, la, nu știu, la un restaurant cu 800 de stele Michelin în pula mea. Și fă să îi gătească gen cel mai mare bucătar din lume. Mă să fac o ciorbă de burtă ca lumea nu, toată. Nu ciorbă de burtă, ceva cu varză murată, să-ți dea să mănânci. Bă, aia gen, știi contează că... cât de bine o gătești. Dacă nu-ți place varza murată, nu poți să mănânci. Nu mă susține aia aici, mă. Da, da, și ai distat dezamăgit. Ok, hai. Bă, da, Nădășan pare așa un om foarte, cum să zic, solid, un tip așa proletar din garda veche, dacă vrei.
Da, el e un fifi maxim. Deci are un fifiness în el maxim. Și chiar un Răzvar Zamurat a nimerit-o și pe aia. A doua chestie pe care o detest. Ai nimerit-o și tu. Bă, e supă, avem în Cluj genul ăsta, e concept, v-am să zic, e supă de lușcoș. Știți supă de lușcoș? E supă cu varză murată. Mamă, ce bună e. Bă, să pregătești cu borșul și cu astea. Bă, eu mănânc orice. Aia, moldovenii, frate. Cine se uită la noi, noi am mâncat de toate, frate. Mâncat supă de oase. Fai, deci... Am mâncat supă de oase, nu m-a interesat nimic. Sau supa de salată. Aia îți place? Bă, that's the worst. Aia chiar mai rea decât supa de roșii. Bă, aici, eu aici ce urăsc eu, cred că e singurul lucru pe care îl urăsc, e varza sau salata scăzută. Știți de conceptul de scală? Da, fiartă și scăzută până când, da, bă, așa e și în supă, așa e și în supă, că zici că mânci alge de la comp de două zile. Da, ca textură absolut oribil. E un fel de kimchi românesc, da. Exact. Un kimchi balcanic. Da, în fine. Bine, deci bătătura la oburechi, da? Bătătura la oburechi old school. 100%. O să avem episod de 3 ore, I'm looking forward. Și dacă aș fi cottage core, roșii de pe post de parfum. I had a point there, ok? Bă, nu, aia era mâncarea. Bă, noi lăsați demosul. Lăsați demosul să decidă. N-am avut un punct acolo, ok. Never let băiatul cu șaptă cook again. Bă, lasă sincer. Că gătești tu, băi, pe uică. Are suc de roșii acolo. Da. E parfumul, știi? Îl dă jos și curge sucul de roșii așa. Și asta e secretul. El a pus întrebarea asta, de fapt. M-au ginit. Cred că gata. Hai că... Hai că vine una lungă aici. Mă duc. Bun. Să nici dacă vrei să faci de șoc, Tavă. Ok. Would you rather? Orice haină pe care o porți are un design absolut execrabil. Între paranteze. Deja de știu exemplu, ce aleg. Un crac al pantalonului e de training, unul de denim. Oh, God. Tricouri cu paiete pe care scrie hashtag again, super powerful, cu paiete. I mean, that doesn't faze me at all. Gen, poate să scrie orice vrei tu acolo. Poate să scrie gică majorul. Da, poate să scrie gică contra. Sau nu, bursetă, nu știu. Team building nu. Gică contra, nu știu. Poate să scrie orice vrei tu acolo. Sau trebuie să-ți împletești părul corporal și să-l prinzi cu gumițe de borcan. Gumițe de borcan îs... Elasticuri? Cred că elastic, da. De alea mai groase un pic. Bă, deci, bă, Sergiu, man, deci mi-amintesc de prima tură în care am jucat, când primești două alegeri proaste și-ți urăși viața, fratele meu. Deci, dar nu, cum să-ți împletești părul corporal cu elastic? Peste bănesc că implică tot părul corporal. Da, da, cu picioare, da, să ai... Și... Da, oh, și în zona inghinală. Aia nu pot, aia ar putea să fie... Și în zonele nebătute de Dumnezeu. Alea, aia poate fi exotic, da. Exotic maxim. Da. Bă, eu oricum deja mă îmbrac execrabil, deci să aleg prima variantă. Pentru mine, prima e doar status vouă, acum eu am dat seama de fapt. Deci, pentru mine, iarăși eu am alegere clară. Bă, în primul rând, pe cap am avea cu toții momițe. Ceea ce, bă, ar fi destul de cool, momițele sincer. Au fost cool la un moment dat și nu e așa... Nu știam că le zice momițe, apropo. Da, dar... momițe, așa, știi, ai așa, un fel de mini dreaduri. Da, n-aș avea o problemă, cred că ar arăta destul de interesant. Dai seama, fii atent, Paul. Dai seama cum ar fi să-și prindă mustața în elastic, să fie prins așa. Bă, again, extraordinar. Acum ar trebui să dai un close-up pe mine. Cum se mișcă singură, că zici cineva că ai mustață de Nietzsche. Da, da. Bă, și momentul ăla criticii mei de pe TikTok chiar o zic că bă, ăsta chiar e hipster, știi? Momentul ăla chiar o să mă vadă ca pe un hipster. Așa, scuze-mă că te-am întrebat. Nu, am vrut să fac reveal la părul... Nu, nu, am vrut doar să fac... Știi? M-am speriat maxim. M-am speriat maxim. Sunt buteliate deja. Ready to use, ready made, dacă e să mergem după Duchamp. Bă, trebuie să facem și anunțul ăsta, care e extrem de important. La 5.000 de abonați, Octav o să-și dea șapca jos. Încă o dată. Deci a doua venire. Da, dacă vrei. Da, au trecut multe luni de atunci. Mai ales multe luni. 5 deci, nu doar pentru voi, cât și pentru noi. Da. M-ați mai văzut pe mine. Da, bine, cu 6 deci, ani. Deci stai un pic. Ce alegeți? Eu aș alege părul corporal, frate. Să mumițe de borcan. Și eu. Deci ai preferat să nu te îmbraci execrabil. Știi cum aș dau eu? Bă, deci stau și am mumițe peste tot, la modul că peste tot, și pe picioare, gândiți-vă, gen, acolo o să fie puțin dureros. Bă, dar mă îmbrac într-un fel de la în care să par gen ultra exotic, da. Ultra interesant. Adică ceva, un fit care să completeze momițele.
Să zic că respect, știi, respect. Știi, gen, ai, dar aici știi care e faza? Tu ești mult prea confortabil. Știi, aia e chestia. You choose, oricum ți se dau hainele. Da, exact. Da, și ești ok, o să-mi dai de acum denim aici și apoi stofă da, și să nu fie, știu ce, da, și poate gata. O revigorare a mișcării dadaiste până la urmă, nu? Dacă îți dai să gândești. Da, prin tine un se face. Un fel de decupaje hermeneutice, cum ne zicea domnul Neamțu. Bă, nu o să zic că... N-o să zic că o să fiu decupat hermeneutic. Da. Bă, ideea e că, uite, de ce e așa că poți să-ți faci momițe peste tot și apoi să te îmbraci dadaist? Tot e, completează, completează. Dar nu vreau să-mi fac momiții peste tot. Asta dar era... aia e faza, că nu vreau să vă distrug. Trebuie să-ți împletești părul, aia e problematic. Și plus, îți dai seama, știi, durează mult, durează mult. Îți dai seama, Bogdav, că momițele alea o să strângă pielea în continuu? Îți dai seama cât de tensionat o să fie pielea nu ta? Nu trebuie să le faci foarte strâns. Acum, bă, ideea e că eu bă, cred totuși că... depinde de păr, nu de cât de tare o strângi. Bă, cred că și domnul Sergiu Popa înțelege că, bă, de exemplu, pe picioare, unde da, ai păr, dar în fine, nu e atât de des. Da. Ai cum să faci momiți acolo. N-ai cum să le prin, n-ai cum să le împletești. Deci cumva păi aici ai decupajul eșuat acolo. Aici ai decupajul hermeneutic al meu, că tu aplici acele momițe și acei acele gumițe de borcan doar în zonele împletibile, aș spune. E, pe asta o calificare. Păi să schimbă tot corpul. Păi nu, da, păi nu, el zice aia. Pe tot corpul. Ok, fiare, eu aleg 2 și să ved, eu dau 2000 de euro la omul care poate să împletească, nu știu, două fire care sunt gen la 2 bă, metri distanță. Bă, eu zic că găsești un capitalist care să-ți facă gumițe de genul ăsta, ai grijă ce faci. Să mor tu? Să pune da, Elon da, Musk, da. Să pune să-ți facă acolo un de la un Neuralink implementat așa să deducă cum poate să facă gumițe să-ți prinzi tu piciorul, părul la picior. Să mor eu de nou. Bă, na, că acum... așa zice și Biblia, cere și ți se va da și nu știi ce ți se va da. Adică trebuie să ai grijă. Bă, da, dar dacă o face Elon Musk înseamnă că nu o să mă doară, înseamnă că o să fie multe da, fonduri da, da, acolo, deci o să fie confortabil, nu-i așa, da, tehnologia da, da. Care ajută omul, nu o să fie cu eduri, adică nu o să îmi facă niște momițe edible, așa, gen... Atâta timp cât nu văd reclame la momițe, n-am nicio problemă, fratele meu, gen, crede-mă. No, acum oricum, aici e interactiv, deci chiar vreau ca toată lumea și ne dorim ca toată lumea să scrie ce ar alege. O să ne certăm maxim în comentarii. Bă, eu chiar vreau să ne luăm la trântă în comentarii eu, de personal. Ce alege cineva. Hai că, și promitem că nu facem psianaliză, deci puteți da. Să răspundeți. Hai că o citesc eu pe următoarea. Vreau să zic, o cert eu pe următoarea, că mă pune aici Sergiu niște alegeri. Would you rather porți mereu peste tricou, cămașă, hanorac, etc., și în paranteză, dar nu peste geacă, jachetă, un semn cu atenție, podea umedă, sau de fiecare dată când faci un pas, pantofii fac sunete de orăcăit de broască când calci. Nah, bro. Nah, oh my. Deci, whoa, deci peste orice okay. chestie pe care o ai, o să ai atenție, podea umedă. Dar nu peste geacă și jachetă. Deci cumva poți să porți geacă și jachetă. Poți să le ascunzi cumva. Bă, prima e clar aici. Îmi pare, cum să calci, frate, sau te broscoit așa? Bă, ideea e că amândouă sunt penibile. Mi se pare că nu poți să ai oameni în viața ta. A doua e mai penibilă decât prima. Bă, da, așa, prima e mult mai ușor de acceptat și de interiorizat, în sensul care nu o să fii, o să fii băiatul cu atenție podea umedă, știi, ca și cum ești băiatul cu șapcă. Da, adică nu e așa, așa de rău. O să fii o prezență într-un sens sau altul. 100% prima. Plus că poți să pui chestii peste, deci poți să ai un jerseu sau ceva. Jerseu? Bă, acum, nu, dacă se face Caterinca pe seama ta, că a, a venit podeaua oameni de la noi. Probabil că asta ar fi o implicație. Da, nici nu mai în liceu. Da, în liceu poate n-aș fi acceptat. Exact. Adică cât o să se întâmple asta, gen 3 luni, da. 4 luni, după cât ia. Poți să mai râzi? Da. Așa am râs și noi de cum te îmbraci. Cât poți să râzi? Acum te mai... Bă, poți să vă zic că putem să râzi destul de mult. Bă, da, putem, dar nu mai... Gen, acum te mai exploatăm un pic pentru cameră, știi? Dar în rest, noi am trecut faza aia. Exploatare la podcast de sânci și bea mea scară. Eu mai am încă o logică prin care mai judec eu Buju Redderul. Gen, eu aș alege 2 doar pentru că aș vrea să trăiesc într-un univers în care chestia e fizic posibil. Na. Pentru că gândește ce interesant e universul ăla dacă cumva există o lege a fizicii care te face ca pantofii tăi să facă sunete de orăcăit de broască când calci. În universul ăla eu eram cioran. O imagine, pe Patreon, o imagine destul de interesantă, trebuie să recunosc. Da, ca să înțelegeți ce am discutat, ce a zis domnul Paul, pe Patreon instant. Da, dar să seama dacă efectiv toți oamenii ar avea genul ăsta de pantofi. Atunci ar fi ca și cum ar fi, toată lumea ar fi o baltă. O mlaștină, ar fi în mlaștină și nu mlaștină de pe Discord. Gândește, hai să continuăm, că avem, știi noi ce facem aici. Mai luăm o pauză aici, haideți. Un gioco di gambi, Bine, ce ziceai? Vreau să zic, imaginează scenariul în care te duci prin centrul la o oră foarte aglomerată unde e plin de oameni în jurul tău. Ne-ar fi absolut oribil. Bă, mi se pare că s-a întâmplat o regresie animalică la nivel civilizațional. Am ajunge să vorbim noi ca broaște. Sau am ajunge să nu mai umblăm.
una din două. Sau, ca în Wall-E, am umblat în chestii de genul ăla ca să nu mai auzim sunetul de orocăi de broască. Am renunțat la picioare. Am face transumanismul direct. Eu cred că Bostrom sau Elon Musk a pus întrebarea asta, de fapt. Doar planul secret ca să facilităm transumanismul. Da, da. Am zis că, da. Nu, aici mi-am dat seama că m-aș duce foarte departe un pic, da. Dar o să mă ierc foarte puțin. Aici am zis că ne cilăm un pic, dar n-ai cum să te cilezi, că am zis aversele deja. Aici e interesant, știi, că există paradigma asta care se numește embodied cognition, știi? Da. Și da. Cumva embodied cognition, care înseamnă un fel de cogniție ancorată, doamna Tea Ionescu, care a, cum să spun, a propus acest termen bine găsit, care această cogniție ancorată cumva se opune curentului clasic, că bă, gândurile și mintea noastră e doar la nivelul creierului nostru, știi? Însă, cogniția ancorată spune că bă, noi gândim și cu mâinile, noi gândim și cu picioarele. Noi, deci, și asta e cumva la nivel neuronal e foarte plauzibil, pentru că noi avem neuroni nu doar în creier. Deci neuronii noștri sunt prin tot corpul, chiar dacă sunt neuroni motori și așa mai departe. Și un experiment de gândire, că așa se face la psihologie, cu experimente de gândire, zicea doamna Teionescu, spunea că dacă, de exemplu, noi am fi dezvoltat cumva aripi sau am fi avut aripi acum și felul în care gândim, felul în care percepem, ar fi fost total diferit, da. Știi? Și în felul ăsta îți dai seama că și, de exemplu, în felul ăsta cad, de exemplu, exercițiile de gândire cu creierul lui Einstein, știi? Gen, dacă, de exemplu, e să punem creierul lui Einstein pe calculator, o să mai fie Einstein? Păi nu o să mai fie, pentru că creierul lui Einstein era... N-are mustață. Îl făcea aia. Einstein. True facts. Bă, true, really chiar facts. Chiar, gen, actual aia, facts, da. Like facts, da, exact. Pentru că Einstein și felul în care gândea el era și bazat pe corpul pe care l-avea, știi? În felul ăsta, și aici am făcut eu un paper pe chestia asta, numai dacă ar fi să-l readucem în viață pe Lenin, ar mai fi în continuare Lenin. Pentru că numai el îi păstrat cu tot corpul lui. Deci nu doar cu creierul. Da. Și în felul ăsta aș vrea să spun că, bă, și dacă, de exemplu, cum ai spus tu, dacă am avea o răcăit de broaște atunci când am călcat, clar am gândit total diferit într-o oarecare măsură. Eu acum nu vreau să-ți anulez punchline-ul prin care să-l anticipez, dar chestia e că ajungi să gândești cu broasca. Exact. Asta era acum implicația, nu? Da, exact. Deci exact. Tu vrei să ajungem într-un moment să vezi cum e să gândești cu broasca. Deci tu vrei să spui că Lenin ar fi ales semnul de wet floor și Nick Land, de exemplu, ar fi ales picioarele de broscăite. Hai, uite cum deduce așa o teză ideologică stânga-dreapta. Ce interesant. Asta. Da. Așa pe nepregătite cu întrebarea asta încât tot ce pot să zic e wow. Bine. Ok, deci rămânem la atenție podea umedă. Atenție podea umedă, cred că umedă, total. Cred că e unanimitate. Ai, mă, băi, așa am înțeles că luăm tot semnul pe o să apară și semnul. Da, deci, da, deci trebuie să citim tot ce ne zice Sergiu, că da. A zis că iei asta pe tine ca pe hanorac. Ei, okay. Am tot prima, nu schimbă că tot prima variantă. Regulă, da, bine, tot prima variantă. Nu prea poți joci fotbal decât dacă ții o geacă, o jachetă, dar asta-s probleme bărbătești, da. Nu știu. Would you rather post centură de siguranță în loc de curea la fiecare nuntă sau botez la care o să participi, în paranteză, sau când porți costum în general? Sau porți mirositor de mașină în loc de papion, cravată, în cadrul aceluiași tip de eveniment? Oh, well. Mirositor de mașină. Ficaterin Hadoaf. Nu. Ce, preferi centura de siguranță peste tine? Da. Bă, acum... tu dai cum te strânge chestia aia mea. Da, nu poți să o ajustezi cum vrei tu, gen. Nu trebuie să o ții la... Da, bă, mai iarăși intrăm în abstracții, știi? Iei toată mașina peste tine, cum o strângi? În ce o strângi? Fii atent, pe mine m-a dus instant cu gândul la un designer vestimentar pe care l-apreciez foarte mult ca estetică, pe Helio Temil, care are în anumite ținute, o să pun referințe pe ecran când editez, că oricum mă sclavagism în cavaș gura voastră, la asta, așa? La asta pune Paul referințe. La asta știu și eu, mă, dați-mă până. Bă, lasă că e bine, mă, Paul. Bă, mi se pare foarte insens să vă bateți joc de mine cu brișca pe masă, sincer. Da, genul e un statement foarte... Dar nu văd, deci nu există. De curaj, așa. Da, suntem doc aici, deci ok. No, și Helia Temil are niște ținute în care propune foarte multe chestii de genul ăsta, în care aș putea să văd într-o ținută foarte șmecheră pe estetica aia, o centură care gen e lipită cumva de costum. Nu la modul să te strângă ea de ceva. Să fie aplicată pe costum sau ceva. Nu, mă, dar el spune în loc de curea. În loc de curea? Da, e ce spune, da, în loc de curea. Da, eu mă gândeam că... Easy, scuze, easy. Ca să fac completare. Eu mă gândeam că și în loc de bretele, știi, să poți ca niște gândeam. Bretele. Ba, că practic centura de siguranță nu e numai în jurul bazinului, să zicem așa, vine și așa. Știi că e dublă. Mă gândeam că am înțeles. Te înșfac așa. Da. Genăstii cumva cureaua.
Și vine și un cod de aia care îți vine peste umăr ca să se pantofi. Deci argumentul tău practic ar fi că tu mergi la o nuntă. În felul ăsta, ca fashion poate să fie integrat foarte ușor să arate bine într-o nuntă bună. Deci tu ce vrei să spui? Că mergi la o nuntă cu centura de siguranță, vine un tip la tine și spune: "Bă, ce faci, mă, prostule?" Și tu spui: "Bă, stai Helio Temil, fratele meu." Da. Sclavule. Stai Helio Temil. Da. Băi, vezi că miroși Adero. Eu sunt Helio Temil și tu miroși Adero. Insane. Cu cine vorbim? Despre ce vorbim? Asta e argumentul tău, Paulica. Se vede că stați numai cu ochii în cărți. Bă, la mine argumentul aici, din nou, e un argument pur analitic și direct. Mi-ar afecta mult prea mult mobilitatea la nuntă unde dansez. Adică nu poți să te apeși cum trebuie, nu poți să te lași până jos. Curea poți la nuntă? Bă, corect, numai că aici e o curea care vine și peste tine. Înțelegi ce vreau să zic? Ești îmbrățișat, așa, poate să fii relaxată. E o prezență mult prea angoasantă cumva. Aici e aportul tău, faptul că ți imaginezi că te strânge. Dar ce ar fi ce e așa problematic să poți un milostor de mașină? Bănuiesc că un brădus de la clasic, cum știi tot omul, nu? Cred, chiar miroase destul de frumos și chiar e drăguț din punct de vedere estetic, dacă stai să gândești. Acolo Helio Temil ce zice? O să fii tu Helio Temil? Nu, inaugurezi un nou mișcare în fashion. Aș putea să văd o estetică la Jeffrey Loverboy cu chestia asta, că e mult mai colorat și chestii. Jeffrey Loverboy? Da. Is that actually a guy? Așa se numește brandul, da. Care are o estetică foarte colorată, foarte nebună. Am vrut să-mi iau o căciulă de la el, numai că era 12.000 de euro și am zis că lasă. Dar ce părere ai de Com de Garçon? Bă, Octav, te rog, hai să ne intrăm în discuția asta, că literalmente faci mema, gen, ca să vă explic... Dar nu, că mie nu-mi place Com de Garçon. Nu, dar ca să vă explic, e ca și cum zici, ai, ești filozof, ce părere ai de Nietzsche? Da. Nu, dar eram curios. Aia, cu filozof te-ar lua în serios, aia e chestia. Că numai designerii de modă cu nasul pe sus, fratele meu, crede-mă. Ok, bine. Am înțeles. No. Sau de, nu știu, de vetman, de exemplu. Ce părere ai? De chestiile astea așa cu care se îmbracă Gen Z-ul, trepării, cum crezi că se îmbracă trepării? Ca așa să fim estetica, și puțin pe lângă subiect, știi? Adică... Estetica din trep mi se pare absolut mizerabilă din punctul meu de vedere. Gen, îi literalmente copy-paste, toți niște imprimante, mâncava-și gura voastră. Aici am dat dis direct cu Bian, cu Astica, cu cine vrea. Avem și numerele. Da. Sigur că da. Exact. Acum tremură Ian, mâncă-și. Deci toți mergeți la Ian să-i dați toți trei. Toți trei. Nu, dar gen, nu mi se pare că se integrează. Aici e, nu știu, super popular Blue Jean Amiri care se ia cu care gen pare că ai vopsit, ai vorbit pereții și s-o picura pe pantaloni. Gen, nu știu. True Religion? Nu-ți plac True Religion? Ba da, pot să apreciez anumite piese care îmi plac. Dar nu. Bă, ar trebui să te exploatăm mai mult pe chestia asta, sincer. Că și îmbrăcămintea, până la urmă, e o chestie foarte culturală. I mean... Numai că pe noi ne depășește, știi? Dar tu trebuie să fii acolo să ne zici chestii, eu știi? Eu scâmpet într-un alt univers aici, simbolic aici. Aici ce aș vrea să exploatez e să vin, de exemplu, cu niște outfituri de la Wisdom, de la Kanye Wisdom, care e un influencer foarte mare în fashion și gen să văd ce reacție are Nădășan. Gen, aia ar fi super pentru mine. Probabil proastă. Bă, nu știu. Bă, glumesc, nu vreau să fiu aici snob. Nu știu, aș face și o mică analiză. Bă, dacă stand, sunteți așa de acord, așa ca bonus, ne uităm la final la un reel. Da, pe Patreon, reel. Pe Patreon o să uităm. Pe Patreon. Da, asta deci rămâne, ce rămâne cu... Da. Deci mirositor de mașină, loc de papion, mi se pare că e Caterin Cărău. Mi se pare clar, mi se pare că inaugurez chiar... Eu chiar aș vedea un Gen Z, adică nu Gen Z neapărat, aș vedea chestia asta, de exemplu, la New York Met Gala sau ceva de genul ăsta, da. Mai zic, dacă ai un mirositor de ăla și mai estetic, mai frumos. Sau poți să ai, bă, dar poți să ai un mirositor în formă de papion. Plus că, da, exact. Și nu, plus că, nu, nu specifică, poți să ai un mirositor în formă de cravată. Plus da, că, e cartonată, dar arată ca o cravată. Plus că, ca să gândesc, Miclăușan, aici ajuns să miroși frumos pe gratis. Adică Miclăuș, salut. Da. Bun, hai să vedem. Deci numai tu alegi prima variantă, da. Am înțeles bine. Okay. Da. Masochist. N-ai originalitate, fiind numai mai... după Emil ăla. Nu mai sta, frate, cu Emil. Dar cine e Emil ăsta? E un prieten de-a tău sau cine? Nu, promit că nu ies cu nimeni afară de voi. Would you rather, de acum încolo, trebuie să porți ruj în cele mai țipătoare culori și mereu este dat și pe lângă buze. Da. Aici trebuie să spunem neapărat o chestie. Aici trebuie să spunem neapărat o chestie, că el se uită la... RuPaul's Drag Race. Bă, și m-am uitat RuPaul's. Bă, e genial, da. Vreau să zic că acolo e gen crimă fatală să faci chestia asta, da, știi? Da, da. Sau porți cizme roșii de clovn mereu. Bă, this is so bad. That's bad. Bă, dar așa gen... Aș merge pe cizme de clovn. Zici că despre el o scris la Cannes, cant avec sad. Să mor eu. Se gândea la Sergiu, care ne dă nouă aici alegeri absolutamente imposibile. Așa de un sadist, dar dreptul țipător. Deci nu... Hai, e de-a dreptul Sacher Masoș. Da. Știi? Gen...
masochismul maxim. Să așer masoși care, nu, de la el sunt vetea conceptul de masochism. Exact. Spre ce pula mea vorbiți? Ce, mă? Acum am zis. Acum am zis. Nu, dar nu înțeleg ce vorbiți, efectiv. Gen, să explici și ce-i șoșe. El se referea, de fapt, la faptul că sunt niște alegeri cât se poate de sadice din partea lui. Aia am înțeles, n-am înțeles referințele. N-am înțeles referințele pe care le-ați făcut. Dar el e cu atât mai sadic cu cât ne face pe noi să fim masochiști. Sadismul e dus în extrem. Dar bine, acum nu, ne dă și una caldă, una rece, adică ultima da, a fost foarte ușoară. Da, aici mi se pare ambele da, reci. Da. Bă, nu cred că aș purta... Aș alege cizme de roșii de clown. Mereu, cred. Și eu. Pentru că din nou chestia de vizual la față cumva iese în evidență foarte ușor și na, tot felul de cadre. Numai acum mă imaginez, adică, nu știu, dacă mergi, să zic, la un eveniment academic sau ceva de genul ăsta, în cizme de roșii de clown. Bă, aș prefera chestia asta. Prima dată. Este așa de sub pupit. Și aia te văd și te vezi la o conferință de asta filozofică. A, e la Canian ăsta la asta. Da, putem pune mema aia cu CBT versus la Canian și psa. Exact. Da. Exact. Să nu bine. Uităm. N-avem referință, nu aici de... Gen poză, nu ne trimis no, poză. Nu ne trimis poză. Bine, voi ce ați alege? Bă, eu aș alege cizmele roșii de clov mereu. Mamă, și eu nu știu. Bă, dar și ai că culori țipătoare, știi? Dacă o mai dădeai un pic, poate mai dădeai ceva, un ruș mai... Nude. Mă gândesc că nu chiar țipă, nu? O nuanță nude care nu aia e foarte asemănătoare cu culoarea pielii. Să ai un ruș. Mamă, cu aia. Deci aici îți dai seama că el e early zillennial. Super. Bă, deci cred că râde bunicul meu la gluma asta. Bă, trebuie să ne gândim și la ei, din nu? Brlad? Da. Da. Trebuie să ne gândim și la ei. Bine, deci rămân cizmele de clown. Tu? Okay. Suntem da. În asentiment. Păi și eu la fel, gen, nu aș suporta chestii la față. Gen, uite, și chestia asta cu tatuajele, îmi plac super mult, dar nu mi-aș face tatuaj pe față. Bă, dar știi că le porți și nu te uiți în jos. Bă, niciodată. Cu fața ta oricum nu se trebuie tatuaj pe față. Let's go. Zi următorul. Nu te mai uita așa. SOS. Would you rather te angajezi la brutărie și de fiecare dată când ai un client și faci o achiziție, îi spui, între paranteze, deși nu ești obligat prin contractul de muncă, că ești la acasă, că ești la acasă la băcănie, noi mereu te așteptăm cu multă bucurie. Asta trebuie să-i spui. Sau bei doar apă din piscina de la strandul public, ceea ce eu aleg 1. Eu aleg 1 instant 1, da. Bă, instant 1. Sergiu efectiv a zis ce alege între a primi un pumn în gură sau a primi un milion de dolari. Da. Bă, nu, chiar că nici prima variantă nu e neapărat așa de amuzantă, sincer. Bă, e mult fapt, mai... Cum? Bă, da. Tu îți dai seama câte boli... Deci toate bolile nu, cu ei. A doua e groaznică, nu mă faci înțelege greșit, dar... Mâncați, aș gura, nu, bă, mai ales dacă mergi la strandul din Letea, din Bacău... Dacă te pune naiba să mergi acolo... Nici cu Craiova nu mi-e rușine. Și tu îți dai seama după ce zici a 14.000 oară că ești acasă la băcănie, noi mereu te așteptăm cu multă bucurie? Așa? Și cumva deja... Nu știu cum să descriu. Parcă tu ești acasă la băcănie. Cumva nu mai... Nu te mai poți diferenția deloc de chestia respectivă. Bă, înțeleg, dar nici n-aș face 16 boli diferite pe da, secundă. Corect, nu. Apala ștrand este absolutamente groasă, că aici sunt de acord cu tine. Gen, plus. Bă, ștrand, doamne, deci eu am văzut ștrandul. Cred că devii ciupercă, man. Bă, dar oameni erau oameni care... Îmi dă la stovas, efectiv, așa începe de la stovas. Transformi în Gollum, piscină din Bacău. Transformi în Gollum. De la o piscină din Bacău pleacă de la stovas. Toată apocalipsa aia. Bă, da, am avut prieten care lua scarlatină băgându-se în apa aia, fratele meu. Bă, oamenii în Bacău se bagă cu hainele în ștrand. Cu hainele, de cu, blugi, Cernobâl. Cu blugi, cu tot bă, se bagă acolo, știi? Bă, ca în gârlă. Ce-i scarlatină, man? E un fel de varicelă, dar acum, Ana, nu știu, neapărat, să lăsăm experții, cum am spus da. Și pe Patreon, să lăsăm experții să spună, dar e un fel de varicelă, gen. Un fel, dar okay. Nu e o boală a copilăriei, dar oricum e naștere. Îți apar bubițe da. Peste tot, te scarpi în chestii. Bine, rău. Prima variantă, hai. Dar asta îmi place că la prima variantă trebuie să o vedem un pic, că și el a gândit-o aici. Îmi place foarte mult că nu înțeleg adiția. Deși nu ești obligat prin contractul de muncă, asta e super, pentru că Sergiu nu ne plasează într-o societate disciplinară în care trebuie să o faci, față de care burden-ul de a o face e foarte ușor de dus, pentru că, bă, altul îmi zice, știi? Nu. Tu trebuie să spui by your own means, cumva, ca da. Și când ți-ai dori să spui. It. Da, you gotta enjoy it. Știi? Aia o face din 200 de ori mai rea. Și iarăși trebuie să... De-aia ziceam și eu că e groaznic când trebuie să zici de fiecare dată că ești acasă la băcănie, noi te așteptăm cu multă bucurie. De fiecare dată când își ia cineva, nu știu, o fucking chiflă în puii mei. Îți dai seama că vrea doar să-și ia o chiflă și mă aude pe mine zicând chestia asta în timp ce îi zâmbesc în față? E efectiv groaznic. Plus că nu da. Cred că, adică probabil ar deveni ironic vorbind o brutărie foarte mult, foarte successful din punctul ăsta de vedere. Da, că e un mim. Ajunge da. Un mim, știi? Da. Băiatul care, la, în fine, era zic cu nume, dar nu mai zicem.
Would you rather, oprești oameni pe stradă și îi întrebi ce au visat. Și apoi le faci o interpretare a viselor rapidă. Bine, Nădășan deja a făcut asta. Dar mereu adaugi un factor de frică și răutate în acea interpretare, astfel încât să sperii persoana, ceea ce, again, s-a întâmplat. Deci, Nădășan poate să aleagă doar doi, că unul deja face. Sau mergi la fiecare concert al lui Ed Sheeran. No, bă, adică deja știți ce am ales, deci deja sunt ales, adică nici nu tot fac o alegere aici. Bă, nu știu, nu prea sunt o persoană răutăcioasă în niciun fel, așa că o să aleg doi. Bă, bine, da, merge la în sensul care nu poți să, orice interpretare, adică interpretarea în sine poate fi perceput ca un act agresiv doar prin faptul că e interpretare. Exact. Intri în intimitatea deci aia. Deci nici nu trebuie intenționalitatea să o faci într-un mod rău, că deja este rău, într-un sens sau altul, știi? Deci, prin transferul omului care este interpretat visul, nu într-o oarecare măsură. Da, pentru că cumva persoana respectivă nu vrea să audă interpretarea respectivă, că altfel ar fi propus-o el. Știi ce vreau să zic? Deci un act de violență, gestul interpretativ, în sine un act care... Dar și pentru analiști față de analiști, că și ei au propria rezistență când se interpretează pe ei înșiși sau ceva, sau li este propus o interpretare de către analistul lor sau ceva de genul ăsta, știi? Atâta că, Sergiu poate să zică, știi, ceva de genul, ia bă, ce vis de prost ai avut și tu sau ceva de genul, mă înțelegi, adică, da. Deci dacă cu nota asta, într-adevăr, atunci ar fi destul de dezastros dacă faci chestia asta. Mi se pare că o să, ce încercăm noi să facem, să popularizăm, să analiza, se distruge în prima... Se distruge, dacă, într-adevăr, dacă îi să tragi toate implicațiile a unui astfel de gest de analiză sălbatică, cam distruge orice fel de reputație pe care deja nu are. Deja nu are, da. Deci, confirm multe chestii acolo. Eu m-am gândit instant, nu știu de ce mi-am dat filmul ăsta, că gen, la cum îl cunoaște noi pe Radu Vulcan de la Insula Iubirii, mi se pare că asta face în mod natural pe stradă. Deci el pare un personaj malefic. El joacă, tocmai că e doar știu, un personaj. Știu că joacă un rol. Păi ar putea, dar mi se pare foarte fain să-l vezi pe Radu Vulcan că te oprește pe stradă. E foarte bine ce adaugi aici, pentru că mi se pare că prima variantă e Freud plus Radu Vulcan. Asta e cumva, aia e figura, figura antiterapeutului din Insula Iubirii, știi? Da. În care oamenii săraci încearcă să-și interpreteze o înșelare, un pupic, un zâmbet adresat bine, spre altcineva. Bine, istoria, viața. Și Radu Vulcan nu dorește deloc ca tu să te reprimi într-un fel și îți aduce blunt în față și îți place cum s-a uitat la... Și știi, îți place... Cu briceagul. Am văzut că simbolic. A salutat-o acolo. Ți se pare bine sau... Ți se pare că așa mai face el? Sau... Da, te-a deranjat? Deci, da, te-a deranjat? Sau cum? Deci primul deja avem pe cineva care face asta. Da, primul e Freud pe steroizi, Radu Vulcan, cred că. Da. Deci atunci cred că alegem varianta 2, mă rog, mai mergi la un concert, mai... E mult mai fun să mergi la un concert, chiar dacă e Ed Sheeran. Dar trebuie să mergi la fiecare concert al lui. Aia e puțin obositor. Da, unul la mână, cum o văd eu. Vezi lumea, te plimbi prin lume, care concerte destul de mult prin lume. Și doi la mână, mi se pare că aș putea să am oportunitatea să cunosc tot felul de oameni de treabă. Gen, n-aș sta să ascult muzica, da? Înțeleg ce vrei să zici. Bă, da, trebuie să o asculti. Da, trebuie să-ți bubuie în urechi, că n-ai ce face. Trebuie să-ți bubuie, gen, nu... Ok. Eu zic că aș alege 2, clar. Merge pe 2. 2, pentru că chiar țin la cauza psianalizei, care nu există. Foarte bine pus. Ok, superb. Would you rather spell borcane în Uzbekistan sau îți faci doctorat în sport? Bă... Bă, aș face un doctorat în sport. Bă, eu aș spăla borcane în Uzbekistan. Uite, că de așa, bă, crede-mă, pe model Dan Alexian să mergi în... Bine, acum nu cred că se combine neapărat și cu practica de studiu antropologic. De ce nu? Că mă duc să spăl borcane în Uzbekistan. Între timp, ho-ho. Pe cum a mers Dan Alexe? Nu-i așa în nația lui Kadyrov, care, cum se numesc cei de lui Kadyrov... Ceceni, da, au mers în Cecenia, a fost primul european care a mers în Cecenia după ce s-a eliberat, sau în fine, după ce a ieșit din comunism, sau ceva de genul, și au fost primii, eu n-am mai văzut până atunci europeni cecenii, la modul ăla, și au făcut niște documentare extraordinare. Eu am și un job, adică mă duc în Uzbekistan, nu doar ca să fac filme și documentare, ci să am și jobul de a spăla borcane, extraordinar. Păi da, numai atunci, pleci din Cluj, mai faci podcast, mai ai carieră... pe care vrei să o ai. Adică n-am, fratele meu, că... Ai carieră de spălător de borcane, asta e chestia. Nu, stau, scriu acolo tratat de fenomenologia Uzbekistanului, gen, nu știu, o să scriu o grămadă de chestii acolo, fratele meu, gen... Stai, bine, și cu doctoratul în sport care e problema? Nu vrei sport, așa-i? Gen, ai. Bă, nu știu, eu și așa mi-am lucrat la dizertație cu atâta silă, sincer, încât parcă n-am chef să mai fac... Adică mi-e silă să fac o dizertație la psihologie, dar apoi un doctorat în sport, fratele meu.
Nu știu, că gen trebuie să stai... Bine, sportul e o disciplină foarte respectabilă, în sensul în care, nu știu, chiar noi nu știm exact ce tehnologie există în sport. Adică dacă stai să te gândești la ce antrenamente fac oamenii de la Real Madrid. Fii atent, exact. Eram convins că o să vorbiți de fotbal, de aia mi-a fost frică. Fii atent, faci un doctorat de sport în filozofia, uite, de exemplu, Guardiola ca hegelian și Mourinho ca kantian. Și o faci doctorat în sport. Și judeci cumva modul în care... Guardiola e cel mai mare kantian din lume. Ai văzut cum a început biful? Păi da. Eu nu știu cine e Gorgonzola ăla în momentul ăla, mine, mâncați aș gura ta. Bun. Bun, Gorgonzola. Bă, eu de foarte mult... Cred că doi. Chiar mai convins cu chestia asta, sincer. De foarte mult timp mă gândeam că sunt anumite chestii care... De exemplu, uite, Guardiola. Guardiola e antrenorul de la Manchester City, un mare antrenor al Barcelona, că știe foarte multe chestii. A revoluționat fotbalul din toate punctele de vedere, tacticile de fotbal tot. Că el spune, și asta filozofia tiki-taka sau filozofia de la La Masia, de la Barcelona, e chestia că el gândește fotbalul în termen de spațiu și de timp. Adică de poziționarea jucătorilor în termen spațial. Deci el nu se gândește la jucători ca indivizi, el se gândește la poziționare în spațiu și timp. Păi deja intri direct în deschiderea kantiană. Da, și există echipe care, de exemplu, mizează mai mult pe talentul individual al jucătorilor, fără prea multă tactică, știi? Și ies lucruri. Doar că ies, cum să spun, ca la o miuță, știi? Ori pentru Guardiola, el e mereu în control. Orice s-a întâmplat. Posesie enormă, pase în continuu, poziționare și mai ales jucătorii lui n-au voie să șuteze când vor ei. Există vreo 2-3 Rodri sau mai știu eu cine, care și Foden și De Bruyne, care au dreptul când simt că șutează să șuteze. Dar în rest ceilalți n-au voie deloc. Oricum, vreau să și anunțăm, o să facem și un podcast pe sport, neapărat. Da, și pe filozofia. Și vreau și o să anunț că nu o să fiu atunci. Păi da, chiar nu o să fie. Avem și invitați. Avem cel puțin un invitat pe care o să-l aducem din zona asta a sportului. Să discutăm, pentru că e super interesant. Deci super te-am convins, e clar. Da, doctorat în sport, Soto. Și tu speli borcane în Uzbekistan. Nu, aș face tot doctorat în sport, dar gen mi-aș alege, nu știu, altceva. Am fost într-o perioadă, de exemplu, ani de zile... Becegărie, 100 de metri sport sau... Am fost super pasionat ani de zile, gen de box, de exemplu, de chestii de genul ăsta. Ah. Gen știu așa, istoria boxului, chestii, lupte de astea legendare. Aș face pe chestii de genul ăsta. Mm. Nice. Nice. Bravo. Bravo, Paul. Bine, ce l-am linșat pe săracul. Borcanarule. Hai să mai citesc și una. Oh, stai Hai că aici ai și cu avem super și poze, vizual. Da. Avem și super vizual. Would you rather, când ai poftă de dulce, ai voie să mănânci exclusiv bomboane alea de la bunici? Cele care par a fi piete colorate. Foarte bine zis. Sau, când ți-e sete, ai voie să bei doar Teddy Water cu mere verzi. Din nou. Bă, 100%. Prima variantă e opțiune clară. Bă, clar. Și alea plus, chiar, chiar sunt bune. Bă, mie îmi plac bomboanele alea de mor, man. Am văzut poza să mi-a făcut poftă. Eu nu mănânc dulciuri, gen nu-mi plac dulciuri în general. Gen, pentru mine nu e nicio miză aici. Da, dar trebuie să mănânci. Păi nu, zice de fiecare dată când ai poftă de dulciuri. Mănânci? Deci tu n-ai poftă de dulciuri. Nu ai poftă de dulciuri, ai scăpată. Ai opțiunea virtuală acolo. El și-o sublimat în poftă de pizza. Mi-a o pizza de aia cu Nutella. Bă, dar Teddy Water cu mere verzi nu e chiar suc, e cumva apă cu gust de mere sau oribil, ceva de genul ăsta. E absolut oribil. Dar Teddy Water, știi, da. Nu, că ar fi groaznic, bă, să bei numai suc de ăla. Da, e groaznic să bei Teddy Water cu mere verzi. Bă, tu știi cât zahrai? Hai să facem și noi o referință. Mergeți la domnul Dragoș Pătraru acolo. Da. El arată perfect cum e nevoia asta de a băga zahăr în orice, încât bagi și în apă. Adică oamenii numai... Și dacă au poftă insane de apă, le dai un pic cu o aromă micuță și așa. E o chestie pe care am sfatat-o, de exemplu, în Anglia. Bă, în Anglia pun zahăr în pâine. Dar mult. Da, și la noi se pune zahăr. Dar nu se pune chiar atât de mult. Nu se pune așa mult, sau nu mai ai brutării sau chestii de genul ăsta, știi? Sau nu. Dar să nu mai zic în Statele Unite că efectiv totul e plin de zahăr. Tot. Nu știu. Sarea, bănuiesc, e plină de zahăr. Exact. Păi numai așa poți să explici, știi? Oamenii mi-au zis, bă, tăiem de la bază, frate. Punem sare americană, fratele meu. Da, deci alegem unul, da? Da. Mai vrei să mai citești? Hai că mai citesc pe asta și apoi. Would you rather poți mereu un toiag magic după tine și de fiecare dată când ai ocazia să vorbești despre el, o faci, specificând mereu cele mai boring detalii, gen tipul de len, cristalele de pe el, etc. Asta e Paul, cu Bricea Gomen. Exact. Sau îți iei o gâscă ca animal de companie și o plimbi cu lesa. Doi. Bă, gâști... Bă, 100%. 200%. Gâștele îs demoni, man. Deci gâștele sunt absolut groase. Ba, da. Bă, la țară, da, știu, am avut probleme cu o grămadă de, stai, cum se numesc, că nu mi-a venit, așa, gâște.
Bă, dar e Caterinca, frate, pentru că poți să duci la adresat. Google să-mi amintesc. Poți să duci la adresat, fratele meu. Și ce scoți din ea, men? Că nu-ți face tabla mulțirii. Bă, e genial, frate, ce ai. Genial. Bă, de fapt, aici e o chestie că gâscanii sunt mai nașpa, nu gâștele. Exact. Dacă specifica gâscan, era nașpa, pentru că, mi-am mai zis povestea asta uneori, la Warwick, la noi la facultate, aveau cea mai mare populație de gâscani din Marea Britanie. I'm shitting you not. Era un ecosistem de gâscani acolo, fratele meu. De fiecare dată când te plimbai prin campus, era o șansă, nu știu, de 2%, ori să sară ceva gâscan pe tine și să te distrugă, sau să te lovească un clown. Pentru că aveam o altă chestie la Warwick. Aveați facultate de clovni? Sau? Bă, nu, era o bandă de clovni care mai atacau oameni noaptea în jurul la Coventry. Asta s-a întâmplat în fel de Joker, așa. Nu, dar știu, a fost absolut insane perioada aia, că a bubuit, gen, a devenit virale tipul ăla de videouri în care te îmblaci în clov și ești oamenii. A, deci îți amintești. No, la noi chiar era și gen facultate, de security, nu vă plimbați pe acolo, că e un gang de clovni. Dar gen erau clovni fake. Un gang de clovni. Erau doar TikToker în realitate. Da. Mă rog, dar la noi, adică acolo, din câte mi-amintesc, a fost și o înjunghiere de la clovn. Deci a fost destul de problematic. Dar mă rog, zic, și gâștele erau absolut groaznice, man. Bă, deci nu, că te vedea de la 100 de metri și vinea după tine, te fixa. Da. Coi, vinea așa după tine, da, mă, da, era rău. Dar o gâscă, e cred că e destul de cute. Dar de ce n-ai prefera semnificantul falic? În prima variantă, sincer, că paloșul, despre care să și descrii, să-l povestești. Să povestești despre deci el. Aș pune o dată, pentru că știu că oricum nu l-am. Aia o dată. Doi la mână. Doi la mână, vreau să spun că, bă, nu știu, eu am început să ies cu pisica mea pe afară. Da. Deci ieșim pe afară, stăm în grădină. Spargi o sămânță. Da, deci, da. Dar bine, eu nu las pisica în mod hibrid, așa e pisica mea, asta este, dar mă mai întâlnesc cu ea pe afară, ea stă pe ziua pe afară și noaptea pe în casă, mă întâlnesc și stau cu ea. Și ne jucăm. Facem aport. Tu știi cât de fan îi? Gen, și plus că există, uite, pe Instagram, nu știu dacă sunteți atât de cronic, există oameni pe internet, pe reel-uri, care își documentează viața lor cu gâște. Gen, care au gâște de companie. Da. Gen, nu știu. Trec. Aș mai ieși și eu puțin din banalul meu felin. Bă, din nou, ai fi un personaj în carte, mai mult ca sigur cu o gâscă. Bă, ai fi un personaj, bă, hai să ne amintim totuși de domnul, că nu l-am mai văzut de mult timp, dar totuși el există, domnul cu iepuroiul. Ala cu iepuroiul, dar l-am văzut recent. Domnul cu iepuroiul, adică... Câteva săptămâni. Aici acolo. dacă era Miclăuș, era, bă, aia e de business maxim. Gen, vin oamenii să-și facă poză cu gâsca. Extraordinar. Bine, eu, hai că merg și eu pe gâscă. Da? Oh, si. Ce? Tu mergi pe toiag, așa? Bă, eu am deja brișca, deci... A, da, deci nu mai e nevoie. La mine e destul de clar că... Plus că deja o descrii, eu n-am înțeles. Se mai întâmplă. Așa. Would you rather, nu mai folosești niciodată cremă de mâini sau nu mai folosești niciodată cremă de față? Cremă de mâini. Cremă de mâini, sincer. Cremă mi se pare mâini. Că asta e mai mult, poate, nu știu... E pentru skincare, era un concept de asta. Cărora le place foarte mult să facă skincare, dar am uitat cum se numește. În genul hydronomies, ca și ăștia care beau foarte multă apă. Da, am uitat cum e. Oamenii care fac skincare în mod. Da. Bă, eu constant. N-am folosit niciodată o cremă de mâini. Bă, deși foarte bună, am făcut skincare. Chiar foarte bună, crede-mă. Da. Iarna foarte rar mai am nevoie, dar... Pentru că n-am pielea uscată. De deci la mâinile nu mi se uscă. Deci nu am problema asta. Cred că e pentru persoane care au pielea uscată la mâini. Mă, mai merge, de exemplu, după ce faci duș, că ți se încrețesc foarte mult degetele, știi, și în momentul ăla dai puțină cremă pe mâini, e extraordinar. Da, but that's the fun part, când ți se încrețesc. Da, dar după aceea devin uscate. Și nu știu, aici, uite, aici e un lucru interesant. Sunt curios cine din comentarii poate să relaționeze cu mine pe chestia asta. Am mai găsit câțiva oameni care relaționează cu mine, dar foarte puțini. Mă, n-aveți uneori ideea, sau nu ideea, ideea obsesivă sau senzația obsesivă că e uscat? O fel de frică de uscăciune. Gen, de exemplu, dacă aș lua acum un paper towel care e uscat și îl frec așa. N-aveți un cringe, o chestie. Bă, gen... Eu știu persoane care au cringe, o să nu l-am. Știi, gen, e un cringe, dar oprește-te, știi? Eu n-am chestia asta, nu știam unde vrei să duci. Gen, cu pielea așa n-am treabă, neapărat. Dar am momente în care, gen, dacă scârție un material pe altul cumva, îmi dă fior pe șirea spinării. Bă, dar e că nu scârție, e de la faptul că sunt uscate. Sunt două chestii uscate. It's on you. Dar exemplu, să știi că există persoane care știu au că, fobia. Aia știu că există, dar sunt curios cine din comentarii poate să relaționeze cu chestia asta. Să scrie toți reptilienii. Să facem,
Bă, să facem un support group pe chestia asta, că am nevoie neapărat să discut de persoane cu oameni. Fobie de uscăciune. Da, pentru că mi se pare o chestie atât de gen, trăiești cu ea și gen niciodată nu o conceptualizezi, știi? Dar mi se pare că it's a real thing. Oare, știi? Mai știe cineva pe domnul Ovidiu Uscat? Care a fost un crainic la televizor în anii 2000. Nu. Mi se pare foarte amuzant să întâlnesc asta acum așa cu hate, așa că domnul Uscat. În schimb, am trăit toată viața sub umbra lui Ovidiu Anță de la ProTV. Pentru că am avut multe momente în care m-a întrebat. Ceva, era reporter. Sunteți rude? Reporter de la major. Bine, și eu cu Rodica o joc brașoveanu, aia e clar. Orice taximetrist mi-a zis-o, domnule, cumva aveți niște rude. Bun. Would you rather renunț la deodorant sau renunț la a mai asculta muzică? Aici vă zic sincer, avem o decizie foarte grea, pentru că dacă cumva renunțăm la deodorant, chiar intrăm în stereotipul ăla de patru bărbătoi albi care mai bine preferă să nu se spere. Aici și o discuție în primul rând Foucauldiană, pentru că... Te rog zi. Pentru că, de exemplu, mi-amintesc că am citit un articol zilele trecute în sensul în care există un fel de mișcare printre tineri, prin Berlin sau ceva de genul, în sensul în care nu mai se dau cu deodorant și își lasă corpul să-și dezvolte mirosul natural, care, din faptul că noi ne dăm cu deodorant așa de mult, chestia e că crește și mai mult modul în care îți cresc mirosurile. Și eu vreau să fac referire la teoria asta, Deci asta e o teorie cât se poate de, cum să descriu eu, validă. Și în același timp e faptul că există anumite presiuni culturale față de ceea ce înseamnă curățenia, dar ceea nu înseamnă că în același timp trebuie să fii ultimul nespălat. Sau ceva de genul ăsta, știi? Poți să te spui, dar să nu folosești deodorant. Da, dar în mod evident, nu trebuie să dai cu deodorant de 3-4 ori pe zi, pentru că cu atât mai mult o să transpiri și mai mult. Da. Din anumite puncte de vedere. Sau să mai rău, știi, aia e chestia. Da. Și așa se aplică și la păr, de exemplu, adică știu foarte mulți oameni care efectiv, as we speak, au renunțat de ani întregi la șampon și doar să spală cu apă și au cel mai clean păr de durată, la modul de oamenii ăștia fac duș pe cap o dată la 3, 4, 5 zile, dar pentru că efectiv nu-i grisi, nu-i gras în niciun fel, știi? Da. Dar n-aș face, adică ai puții 2-3 săptămâni, ceea ce pentru mine ar fi inacceptabil. Mergi acolo în cottage-ul tău la Cor și stai acolo și pus 2-3 săptămâni și te întorci după aia în civilizație. Aia e problema, că eu nu sunt în curentul post-burgheziei, nu știu ce ai înțeles despre mine, sincer. Eu sunt doar un simplu recepționer. Bine, cum făceam și eu, că poți mere undeva, după aia se vine, știi? Bă, renunțatul la ascultat muzică e un pic complicat, mi se pare, nu? Adică ai putea să renunți să nu mai asculti muzică niciodată? Asta cred că e o decizie complicată pentru oricine, sincer. Pe mine o să mă vedeți duhnind prin centrul Clujului, gen cu nord de la verde, ca în desene animate după mine, gen cu muzica în căști. Cred că mulți oameni oricum ar alege chestia asta. Eu cred că majoritatea renunță la deodorant. N-ai cum să renunți la muzică. Cu mare regret în același timp, dar v-am zis că avem alegeri sadiste. Mă rog, masochiste puse într-un mod sadic, așa. Da, și eu cred că aș renunța la deodorant, sincer. Nici nu prea ascult atât de multă muzică. Eu cel puțin muzică cu versuri, nu-mi place muzica cu versuri în niciun fel. Bă, eu ascult de 2 săptămâni numai un susur de apă ambiental, dar n-aș renunța la el. That's insane. Nu, cu tine nu vreau să intru în discuția asta. Eu ascult numai jazz și muzică clasică. Tot ce înseamnă muzică fără și techno, de exemplu, dar nu vreau să aud versuri. Da. Mi se pare că versurile, mai ales în epoca asta în care se face muzică pentru profit, astfel încât să fie cât mai addicting, cât mai repetitivă și așa, mă simt parazitat realmente dacă ascult muzică. Știi? Adică ascult o piesă de când ascultam trap, de exemplu. Toată ziua mă gândeam numai la ce spunea Asteca, Ian și mai știu eu ce alți români. Știi? Deci, care în jos îmi placă bine. Da, ori așa foarte rar mă surprind pe mine, nu-i așa, cântând în interiorul minții mele tocata de Bach sau nu știu ce sinfonia a doua, mișcarea a treia a lui Brahms, niciodată, adică nu-s chiar atât de elitist, știi, ascult, dar nu îmi dau în minte fantezii de-astea. Dăm mai departe? Da, te rog. Eu sunt chiar intrigat, mie îmi plac mult chestiile, să abia aștept să văd mai primit. Opa, avem unul edited. Would you rather, când ai un breakdown, coping mechanismul tău este să faci compulsiv reparații prin casă cu ramen și super glue, cum se făceau în videoclipurile de la 5 Minutes Crafts. Exact. Știi exact la ce se referă. Sau, când ești fericit, începi să faci sunete de câine care hiperventilează de bucurie. Ceea ce eu cred că fac deja chestia asta. Bă, la mine alegere foarte simplă. Aleg varianta 2 pentru că am breakdown-uri, dar nu sunt niciodată fericit. Bun. Eu aș alege să... Acum am fost un pic fericit, numai că n-am început să hiperventilez ca o câine, dar nu mai am nici mult.
Bă, da, eu nu știu. Da și eu, hai să treci la următoarea. Bă, și... eu aș zice, eu doi deja îl fac și nu prea sunt un tip foarte tehnic, așa că aș alege unul, sincer. Plus că e foarte caterincă să faci reparații cu rame și chiar... super glue. Nu cu rame și super glue. Mi-e plac alea cu semințe. Le știți pe alea cu semințe? Că, de exemplu, e o gaură în perete sau ceva și omul ăla gen bagă o grămadă de semințe în perete. Eu doar cu rame, n-am văzut, sincer. Pune cu semințe. Apoi pune superglue pe ele și na, semințele ies cumva în afară, le răzuiește, astfel încât iese așa o suprafață foarte plană, exact, netedă. La nivel cu peretele sau cu groapa, în fine, cu groapa, vezi? La nivel cu peretele. Și după aceea îl pictezi. Extraordinar. Bine, eu am încercat să fac chestia asta odată, n-am reușit. Dar poate o să-mi reușească dacă, să zicem, aleg prima ipoteză. Bă, dar n-am văzut videoclipul de la 5 Minutes Craft. Cum adică reparații cu ramen? Deci pui, e pe aceeași chestie. Gen, ai o groapă undeva sau ai o gaură undeva. O crăpătură, pui, orice. O crăpătură, da. Orice. Pui ramen, o grămadă. Pui super glue peste el ca să rămână intact. Dar cu aia, dar putrezește acolo, bă, în perete. Bă, nu putrezește. Ramenul nu putrezește. A, dar nu-i fiert. Nu, gen, mă, uscat. Nu. Uscat. Păi aia e chestia, trebuie și pui pachet întregi, așa, numai scoți cum e deja în pachet și îl pui în... În pachet, dar cum sau e în pachet? Sau poți să-l fărămițez, că și fărămițat am. Și fărămițat, da. Și apoi netezești frumos, ai pus peste și gata. Varianta 2 pentru mine, clar. Bă, mie îmi place varianta... Bine, ai varianta 2 și pentru mine. Would you rather ai casa plină de țânțari constant? Eu nu aleg asta. Eu asta nu aleg clar. 15-20 în cameră. Nicio șansă, fratele meu. Sau mereu când deschizi un dulap găsești un păianjen sau un miriapod mare, dar inofensiv, valabil și pentru când deschide partenerul, partenera. Mama, asta e grea. Miriapod slash păianjen, nu. Varianta 2. Mai zic că nu mai văd și inofensiv, ai mare problemă. Da. Bă, Teo nu-i plac deloc păianjenii. Deci aici cumva simt că trebuie să iau o decizie și pentru ea, așa că... Da, bine, dar în mod evident, cumva, să ai o casă plină de țânțari constantă la el. Bă, nu, dar nu, eu, dar hai faza că... Plus cred că la mine trag, și, mă. Dar și Teo cred că o să aprecieze mai mult să vadă un dulap în care e un miriapod sau ceva decât să stai cu 15-20 de țânțari, da, constant. Voi puteți să dormiți, de exemplu? Eu dacă am auzit distant, uneori îmi creez singur faptul că l-aud, ca să fiu mereu în gardă, dacă l-aud foarte puțin, eu nu mai pot să mai dorm. Bă, pe dacă mine mă terorizează foarte sunetul, tare. Da. Și într-o cameră, gen, am mai pățit chestii de genul într-o cameră unde sunt mai multe persoane, la cabane sau whatever, tot pe mine mă mușcau. Nu înțeleg de ce mă alegeau specific pe mine. Și am aceeași problemă, Paul, și teoria sălbatică aici că avem sângele dulce. Mm. Așa se spune, suntem dulce aici. Suntem doi. Cum eu zic, cum ne zic că, bă, iubesc chestia asta de la Alfa Lei, care vin în comentarii și ne zic soy boys. Da. Care își verifică glicemia. Cu trei colapsuri glicemice pe secundă. Shout out. Foarte bună asta. Bă, da, că am căutat cu Teo și gen, it's really a thing. Gen, omul nostru chiar ne-a jignit într-un mod foarte tehnic, știi? Da, adică chiar știa despre ce vorbește. Da. Bine, deci clar varianta 2. Clar. Would you rather ai o mâncărime recurentă și agresivă în tălpi? No. Între paranteze, nu este deloc previzibil când se va manifesta. Sau mergi în Serbia, mănânci o pleșcaviță foarte rea și te întorci în România. Doi, toată ziua. Și așa ca random fact, eu chiar am mâncat pleșcaviță la Calafat. Calafat e foarte aproape de Craiova și făceam tripuri de astea în care ne urcam în mașină, mergeam, cred că făceam vreo 2 ore până în Calafat și gen stăteam efectiv acolo pe malul Dunării, ascultam manele de la bulgari, că gen s-auzau de păstă Dunăre și mâncam o pleșcaviță la 15 lei. Gen a fost extraordinar. Paulica. Bine, deci oricum, dar ce drept tu ca să ajungi din Craiova până în Serbia nu e așa mare chestie. Deci dai un trip, te întorci. Nu, dar noi zic că și în Bulgaria era mâncarea asta tradițională. Da, da. Bă, n-am mâncat niciodată pleșcavița. Dar cred că, din câte mi-am inteles, nu e gen un fel de shawarma? Un fel de shawarma, cred, nu? Nu, kebab. Chiar e cu mult sos de roșii, carne prăjită în sos. Sos de roșii, frate. Da. Mamă, ce bine arată. Bă, nu. Bă, hai că n-am mâncat înainte să intrăm în direct. Hai bă, ăștia-s mici, îmi piftie, mă. Da-s ceva bun, de genul. Da, arată foarte. Bun, da, dar e rău, zice că e rău. Ama cât de rău poate să fie. O să bă, cât de rău mănânc cât orice. Mănânce... Carnea tocată poate să fie foarte rea. Sincer, da. Acolo e foarte hit or miss, mi se pare o carne. Bă, dar aici chestia, măcar nu zice că tu să faci în mod repetat. Da. Ok, mergi odată, îți dai o daună și te întorci, dar da, ai o mâncărime recurentă și agresivă în tălpi, nu, care, prefer toxi, apropo, nu este previzibilă, care apoi ajungi să ai un răspuns totalmente traumatic. Dar e psihoză, efectiv. Da, începi să-ți creezi singur plus că mâncărimea. Bă, mâncărimea aia e groasică, bă, în tălpi. Nu, pentru că dacă te scarpini, dacă te scarpini, o faci mult mai rea.
Aia da. E chestia în tălp. It's so bad. Te și gâdil pe tine cumva, implică și elementul de plăcere, intervine sadomasochism. No, absolut groaznic. No, no, aici ai doiul clar. Would you rather minți în CV că ai fost circar și dacă te întreabă la interviurile de angajare ce ai făcut, le spui că stropeai oamenii cu apă sau nu mai ai voie să porți șapcă căciulă prinzătoare de păr ever? Well, băieți, mi-e plăcea să stropesc oamenii cu apă. Aia e clar. Clar. Na, na. Bă, la mine e doi că nu port, deci... Nici măcar n-am. Bă, la mine e un pic controversial din simplu fapt că a început să-mi crească părul și gen când mi-e cald, îmi place foarte mult să-mi prind părul, gen mă simt mai relaxat așa. Eu n-am problema asta. Și mă gândesc că, bă, mi-aș prinde părul în continuare, nu știu. Gen s-ar putea să merg pe chestia asta. Bă, dar mi se pare interesant faptul că chestia asta de șapcă, voi n-aveți cumva termenul ăsta la voi ceapică? Gen nu se zice ceapică? Deci eu la în Cluj am auzit. Deci că ciupică mai e. Ciupică, cipilică. Cipilică. Da, dar în Cluj. Da, da, da. Da, am auzit că în Cluj asta a fost un mare șoc cultural, că purtam șapcă, evident, și în, nu purtam șapcă, purtam am uitat cum, căciulă. Da. Și toți clujenii îmi spuneau: "Bă, dar iar porți șapcă, mă?" De ce căciulă de aia de iarnă așa? Nu era căciulă. Asta e ca spune... biful cu papucii, că gen zic la orice papuci, nu da, este o distinție. Da, clujenii spun la orice șapcă, gen orice ai purtat pe cap e șapcă. That's really bad. Bă, da, which da, is da, like da. Really bad, gen ok, și... papucii, ok. No, nu e ok, deloc, man. Bă, ok, frate, ce ai, că poți să ai niște Jordan și ar spui papuci, dar nu, dacă mă vezi cu niște bocanci de aia de 7 km, cu niște nave de la spațiale, da, picioare, da, ce papuci ai? Papuci, da. Ce papuci ai? Bă, singura chestia care nu se aplică sunt pantofii. Pantofii de gală acolo. Da, la nu zici. Aia sunt pantofi. Aici e burghezia clujană, nu? Da, poți să zici asta dacă ori ai papuci, ori ai pantofi. Da, corect. Mai ales când nu ți se dau, atunci ai doar pantofi. N-ai cum să spui la o căciulă șapcă. Gen, n-ai cum să... Sunt două chestii totalmente diferite. Că doar că le porți pe cap, aia e singurul lucru diferit. Would you rather poți să furi de acum încolo din orice magazin fără să fii prins, dar înainte trebuie să faci în magazin o coreografie de pe Just Dance specifică țării de origine a produselor pe care vrei să le furi, de exemplu pentru vot că faci dansul de la Rasputin, sau te faci potcovar și ai salariu destul de bun? Doi. Mi se pare că mai trebuie pe situația asta, dar chiar m-aș face potcovar. Deși... Da, caii îmi plac foarte mult. Mie nu plac caii, acum am dat seama. Bă, caii mi se par... Bă, adică nu. Vedeți ce spune domnul Freud este Micu Hans? Hai, lasă-mă pe mine! Vedeți rezistența domnilor? Vedeți acolo? Aoleu! Bă, chestia la caii că mi se pare... Adică, mă rog, nici nu pot să zic că am avut la bunici foarte mulți cai. Deci nu am experiență de asta cu ei. Dar mi se pare că sunt predictibil. Eu știu cel puțin 5 cazuri de la mine prin sat sau prin saturi adiacente de oameni care au murit loviți de cai. Știi, mai ales dacă ești potcovar, îți dă o geoală de aia. Tu, da, și la țară, nu știu. Trebuie numai o copită de aia și te-ai dus pe... Știi? Da, păi dacă ești potcovar, ai o relație foarte profundă cu un cal. Dar întrebarea, vrei să ai o relație profundă cu un cal? Bă, da, faza e că eu am avut o relație profundă cu un cal. Continuă. Eu am făcut, de exemplu, practică în anul întâi, cred, am făcut la ceva asociație pentru copii care suferă de autism să-i duc pe cal. Mm. Și eu duceam căluțul și na, copilul era acolo să distra, nu știu ce. A fost o experiență mi-era frică de muream. Iată, da. Mi-era frică de muream, dar am învățat să-mi dau seama că, bă, calul ăla cumva se conectează cu tine. Știi? Da, plus că mai e și chestia în terapia pentru oamenii care suferă de autism. Știi că poți să faci cumva o conexiune socială, dar nu neapărat cu privirea, cum să zic, privirea profundă a unui om, ci cu un cal. Știi? Ceea ce e un prim pas pentru a stabili relații sociale, da, da, știi? Da. Pentru oamenii care au suferit de condiția asta. Dar îți zic, experiența mea cu caii și mai ales când am văzut acolo potcovarii, am văzut oamenii care antrenau caii sau oamenii care mergeau pe cal, bă, aveau deci zici că, nu știu, erau efectiv trup și suflet împreună. Și acum, ca detaliu tehnic, potcovarii au, cum zic, au aparatură specială în sensul în care există o structură de metal unde gen iei piciorul calului și gen îl pui pe structura aia și n-are cum să te lovească sau da, ceva. Da. Că el e îngrădit și are doar piciorul în exterior. Zici că ei sunt obișnuiți, știi? Da, le și tai unghiile, știi? Adică le faci nu știu cum, gen sunt foarte... Da, poți să devine tame cumva mai frecventabilă varianta asta. Și numai în felul ăsta poți și tu să treci peste fobia ta de cai, știi? Da, n-am zis că am o fobie neapărat de cai, numai că nu am experiență cu ei și nu pot să zic că am o legătură oarecare cu cai, știi? Adică nu-mi tremură da, toate când îi văd, dar... Ca să trecem și la prima variantă, care e partea la prima variantă? Plus că acolo are o specificație foarte amuzantă. Poți să furi de acum încolo din orice magazin. Deci furtul devine legal. Numai că singura chestie pe asta care trebuie să faci... Asta chiar aceea este o miclăuș.
Okay, da, bă, da, chiar îl băgăm în groapă rău de tot pe Miclăuș acum. Dar e chestia că trebuie să dansezi numai în funcție de obiectul vestimentar pe care îl iei. What's so bad? Faci un dans și da, ai o grămadă de chestii pe care și poți să le alegi. Îți tragi pe dreapta tezaurul dacic sau păi ceva. Păi bă, eu bă, zic sincer, de ce m-aș duce, aș lua numai ulei de măsline și aș face un dans de la tradițional grecesc, maxim. Bă, cu le spar și farfurile din mega. Da, cu frene... cu frenezie maximă aș dansa da, pentru niște ulei de măsline de la așa, pare pe gratis. De caterincă, sincer. Deci... Da, prima e destul de bună. Da, aș merge pe prima. Hai să mai citesc și următoarea. Would you rather ai pierdere de memorie în momentul în care vrei să ajungi la momentul de maxim al glumei, uiți un termen sau îți uiți ideea, etc. Doar prima dată când încerci. Poți să refaci bine gluma după. Sau, când vrei să vorbești de acum încolo în orice setting, trebuie să intervii prin a face sunete de triburi. Bă, bă, e groasică, mă, prima chestie, că glumele... Deși am mai discutat despre asta, că nu mai este neapărat o cultură orală a glumelor în momentul de față, de la cu da, punchline. Da. Știi, glume, glume cu bulă sau cu... Și stand-up mi se pare că e mort în România, gen chiar nu mi se pare că ai... Destul da, de mort. Da, numai că să zicem în situația în care ai vrea să revigorezi această tradiție, n-ai putea să o faci, că ești deja, ești deja din, start, din start castrat. Nici nu poți să-ți duci gluma la final, ceea ce e absolut groaznic. Mă rog, prima dată, dar gluma se zice mereu prima dată, a doua oară mai poți să zici, după aia e groaznic. Da, știi, având în vedere că cu toții cumva ne identificăm și ne identificăm ca jijechieni, băi, e foarte greu să fii jijechean fără să poți să dai o dumă. Da, sau să s-o strigi de fiecare grav, dată. Bine, după aia poți să te reotizezi cum e... No, da, după aceea devii, nu e devii jijechean, devii scorțos. Da, nu mai da, poți mai zici glume, o să fii așa dead, da, serious. Dar o să fii foarte cringe, nu știu. Bă, da, dar nu e mult mai cringe să faci sunete de triburi deja când vorbești în okay, orice setting, adică aici? E o chestie la care mă gândesc neironic că poate m-ar ajuta în anumite situații. Ce, să faci sunete de triburi? Da. Aia încearcă. Păi nu, dar gen, sunt, sunt momente în care vreau să intervin și sunt foarte prins acolo și mi se pare că ar merge un uii! V-ați oprit și aș putea să vorbesc. Mă, chiar m-am oprit. Păi vezi, și acum da, puteam zic ideea, uite. Da, 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 da. Și puteai să zici și o glumă, nu e așa? Bine, bă, mie mi-e așa, e singura chestie. Bine, acum ești specifică care e cantitatea de sunete de triburi pe care trebuie să o faci. Deci bănesc că dacă e un sunet de ăsta cum l-ai făcut tu, poate să faci intrarea cu un, eu nu pot să reproduc în... maniera absolut. Cu siguranță nu poți că. Bine. Bă, deci cred că da, a doua, aș zice, a doua, nu? Bă, a doua sună caterincă. Da, decât partea, nu că prima e groasnică, să groaznic, știți mereu ideea. Da, plus și că nu o să se supere nimeni, adică toată lumea știe că ăsta e un tribal da, sau ceva. Și eu zic, da, bă, ăsta e, he's a savage. He's hissing, he's just crazy like that, știi? Da. Would you rather te speli pe cap cu Dero de fiecare dată sau te cocoșezi grav? Bă, bă, chiar o să mirosim Adero. Bă, bă, deci nu, dar so bad. E clar că nu mai putem să călcăm prin București vreodată. Bă, da, plus... eu mă spăl cu Adero, sincer. Sunt mort că tu te speli cu Adero. Adică, adică nu, te-ai gen, aș cu... alege să mă spăl. Aș dar alege să mă spăl. Un mix interesant. Pare, da, bă, nu știu, mi se pare că ai niște experiențe cu Adero prin părul ăsta, mirobolan și... Da, de-aia nu avem psihanaliză în România. Corect. Așa. Bă, dar nu știu, gen, eu când mă gândesc la Dero, mă gândesc la cutiile alea, unde e așa foarte prăfos. Nu ăla e Dero super prăfos, da, așa? Da, ăla e Dero clasic, dar este și Dero lichid și tot felul, gen de la de rufe, balsam de rufe, chestii. Nu, ea zice să specificăm că e la prăfos. Da. Ca să nu scăpăm ușor. Deci te speri cu ăla prăfos pe scalp. Arde scalpul, probabil. Exact, exact. Exact. Că aia, că arde. Aia e prima problemă acolo. Bă, eu îmi las părul să crească acum un an de zile. Poate dacă îmi crește părul suficient de mult, nu o să mi se vadă cocoașa. Bă, problema nu e unde ajunge părul, ci de unde pornește. Că bă, dacă, zic că dacă el ajunge până în spate, dar dacă începe de așa, de aici, nu e bine. Bă, e așa pe orizontală, știi ce zic? Mai mult, bă, Paul. True. N-o să mai părul în jos, o să ai părul autostradă. Exact, exact. Ai punctat-o bine, dar nu până la capăt acolo, știi? Vezi, mă. Bă, nu, bă, eu nu știu, nu m-aș mai spăla pe păr, cred că. N-ai voie. N-ai voie. Păi zice, stai un pic. Că te speli pe cap cu Dero de fiecare dată. Da, deci trebuie să te speli pe cap. Aia e că nu i-a ies cap. Și mi se pare că trișezi aici. Da, fără trișat. Bă, Dero, nu? Ama, cât de mult te cocoșești, gen, o să ajungi ca cocoșatul din Notre Dame? O să arăt ca un J. Mie mi se pare că au pus un cuvânt care e foarte precis. Grav. Te cocoșezi grav. Te cocoșezi gravone. Deci e super grav cât de tare te cocoșezi. Păi zi seama că trebuie să te speli pe cap și dacă nu mai ai păr. Deci,
Da. Vai, să sper direct. Nu, bă, nu, e scocoșat. Nu, nu, la mine e scocoșat, adică merge pe cocoșală. Vai, man. Bine, eu trebuie să avem o cocoașă de aia, cum avea Kant. Frumos, da, adică da, exact, exact. Măcar atât, hai că aia. Mai ieșem, stai așa, măcar vezi cărțile cum trebuie. Mai bine. Da, și poți mereu să dai o chestie de aia, bă, știi cât am citit la viața mea de m-am cocoșat. Să vede, poți cumva să o dai, știi, da. De rău și miroșea de rău, te și arde și o să arate și părul ca dracu, probabil că o să scadă. Și apoi o să iasă doar să te speli, pentru că trebuie să te speli pe cap când ești chel. Nu, e mult prea multe implicații rele la da, faptul că te speli cu bine, dero. Hai, ne cocoșăm, băgăm. Ne cocoșăm, da, deja acum cocoșații. Vom schimba numele de la pe lângă sub. De la Notre Florești. Da. Bun, prieteni, ajungem Notre la Notre Fleur. Notre Fleur. Ajungem la ultimul Would You Rather, care este pe temă foarte bine arasă aici de domnul nostru Sergiu, care spune: Would You Rather, fiecare story și postare de pe contul pe lângă subiect de pe Instagram va avea pe fundal melodia Mihai Trestariu Tornero, man, sau trebuie să-i dați unfollow la Murat Erdem. Man. Bă, doiu în niciun caz. Doiul deci nu știu, hai să încercăm să găsim metode de a copa cu unul. Bă, gen, că unul îmi se pare Caterinca cumva. Numai da, că o să devină obositor pe la Tornero. Tornero. Îți dai seama să faci postările astea pe la Can și chestii super serioase sau... Opa. M-am enervat. Aoleu. Spune și camera. How bad e prima? Cât de bad? Bă, așa bad. Nu-i bad, ai, știi ce Gen Z-ul, știi, gen, simbolurile astea Gen Z, gen, pui Tornero sau pui Danza cu Duro, bă, we are Zillennials, gen, we don't care about that, gen. Bă, întrebarea mea e, poți să mă mai la Murat Erdem chiar dacă nu l-am la follow? Bă, da, da. Sau știi, gen, e ca și cum ar dispărea total de pe internet. Nu, it's a statement, it's a statement, știi, e un gest acolo. Da, eu nu v-aș putea să renunț la Murat. Nicio. De-aia zic. O poză și cu noi, acum o să apară o poză cu noi, cu Murat, toți patru, când am fost în Adana și am făcut poză cu el. Mă gândeam la, acum ca să facem, de trut ăsta, că începutul e în final, mă gândeam la întrebarea cu Casaveții cu care am început, dacă în loc de Casaveți, Murat se referea la Murat. Să dormim pe Murat. Să dormim pe așa pe mulți Murat. Bă, maxim. 100%. Să pun rechea pe mustăcioara. Știi cum ești? Ar dormi pe castravete Murat. Maxim. Bă, deci cred că, nu știu, Tornero, nu? Mihai Trestariu. Tornero. No, Mihai Trestariu. Poate ajunge, facem un patenat cu domnul Mihaiță. Nu știu cum să mai află, sincer, că nu luase bine, o cam luase pe ulei. Da, am observat. E foarte prăjit omul. Mi se pare că omul meu la un moment dat își cumpăra gen în continuu, era hoarder pe produse de la teleshopping sau ceva. Postam fiecare zi gen poze cu el în kiloți. În kiloți, da. Da, adică, le știu. Eu nu l-aș susține pe el, dar într-adevăr melodia Tornero o făcu ravagii la Eurovision, până la urmă, cum e să spun, e moartea autorului până la urmă. Tornero deja e o chestie de sine stătătoare, e reprodusă deja în atât de multe țări, ca fiind o melodie bună, știi? Da. Deci, cumva... Da, îi ducem noi falanga în față lui Mihai Trestariu. Da, da, adică îl recontextualizăm un pic pe Tornero, știi, pe domnul Mihai Trestariu. Da, știi cum? Știi cum o lua? Știi cum o lua Bănădășene din spate pe la gât? Da, îmi place cum ai continuat foarte smooth. Dar noi n-am auzit. Noi am auzit abia după. Pe această ordine de idei. Cred că putem să... Cum am zis, avem un... Gata. Avem un episod pe Patreon foarte bun, foarte incendiar despre interbelici. Și să ne spuneți cum vi se pare tipul ăsta de content. Da. Sincer. Da. Mie mi se pare foarte lejer. Gen, acum chiar o să puteți doar să stați și să spălați... vasele sau să faceți doar din clasă, dar nu sunt referințe sau au fost, nu știu, nu au fost așa multe referințe. Deci da, mulțumim. Vă mulțumim de vizionare, să ne răspundeți, vă rugăm în comentarii. Deci chiar aș fi gen, foarte să ne certăm maxim, sincer. Foarte curios să ce ați alege și voi și poate cu argumente la care noi nu ne-am gândit, de exemplu, știi? Da, corect. Să ne răspundă și Miclaus. Și de exemplu, eu chiar mi-aș dori să merg în Uzbekistan să spăl borcane, dar m-a convins să fac teză de doctorat în sport, așa că poate reuși să dați un argument care să mă readucă pe drumul cel bun spre Uzbekistan. Corect. Am un pic de remușcare acolo la decizia. Am un pic, știi, am un pic. Îmi place că tu te gândești mai mult la Uzbekistan decât la borcanele din Uzbekistan. Da, frate, plus că Uzbekistanul e așa, gen, au o echipă foarte bună de șah acolo, în fine, chestii. Da, nu mai discutăm. Da. Abdus Aturov acolo, în fine. No dirbe. Ești informat deja. Aia, informat și aș fi și un informator. E așa până la urmă. V-am pupat. Ciao. Zi faină. Pa, pa.
în psihanaliză se numește psihoză. Și ce înseamnă psihoză în psihanaliză? Înseamnă a întoarce spatele lui Dumnezeu. Paranteza un eseu al lui Lenin, mai la modă să faci apel la Lenin, dar asta e, oamenii au infanții din felul lor, că nu mai trebuie să citești lucrurile care sunt importante. Sunt basically in sex. Without love, we are just using each other as masturbatory job. Până asta cu vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de acumată masculinitatea mea, atât de pe o situație, atât de zi, încât nu m-am gândit la masectomia.